E bun, ceau, ce faceți, cum sunteți? Eu n-am pregătit absolut nimic aici, noi am intrat live, frumos, îmi place, hai că mai facem de astea dacă e. Dar totuși, hai că în seara asta am intrat și noi live, bă, am făcut unele schimbări. Mai mult pentru mine, mai mult pentru voi, pentru mine mai mult, dici să mint. Pentru mine, în seara asta, cred că o să fie prima seară în care, bine, o să fie doar test, o să ne jucăm de pe tabletă, de pe iPad, o să ne jucăm Brawl Stars, să vedem care e faza. Și sincer, mie nu-mi place absolut deloc. Ce faceți, cum sunteți? Nu mai face live, exact, bă, băieți, nu mai facem live, cam atâta cu live-ul de astăzi. Nu uitați să apăsați butonul de like, chiar noi nu ne mai auzim niciodată. Ok, bun. Până atunci, nu știu dacă trebuie să mai fac ceva, vă dau muzica de aici, o lăsăm să curgă, să se ducă fiecare cum are chef. Schimbăm și noi scena ca să mă vedeți într-un final. Am mai jucat și eu pe aici pe la lumini. Văd că mi-o sărete de aici. Uite, mi-o sărete puțin rama sau cel puțin asta mi se pare mie acum, nu știu sigur. Și vreau într-un final să intru și eu pe Brawl Stars. În seara asta servim niște Brawl Stars, dar ranked. Am în plan să ranchez și să iau și eu mitică aia. Parcă mitică era, din câte mi-aduc eu aminte. Parcă mitică. Așa că două secunde spun și eu Streamlabs-ul pe monitorul secundar, că m-am săturat să mă văd eu aici, ai gata! Ce faci, Pedro, cu Ștefan, cu Cezar, cu Alex Ochioto, Cristian Clipăre, uite-l pe Clipăraș! Ce faci, Clipăraș, tată, cum ești? Ce ranchedești? Gold 3, dacă nu cumva, sau nu știu. Mai am puțin și intru următorul rank, unde acum teoretic ar trebui să primesc o mitică, dar n-am fază, că nu mai ranchez, că nu mă deranchez. Asta e faza, ok, bun, facem în felul următor. Parcăm și noi absolut tot aici și îi dăm drumul. Am mai făcut unele schimbare, m-am mai jucat eu pe aici. Acum sper ca totul să fie ok. Momentan e doar de test, nu vreau să văd prea multe. Bro, la asta nu m-am gândit că se aude și muzica așa asta de 14 ore. Nu m-am gândit la asta, sincer. La asta nu m-am gândit. Ce să mai zic și eu? Eu m-aș arunca pe geam în locul tău, tempul la mea, Alexiu. Cu tot respectul. Ok, bun, hai să vedem acum care e faza aici. Alex, eu m-am scăpat, îmi pare rău. Data viitoare sper să nu mai fie același lucru. Bun, hai să vedem acum. Am schimbat și noi pe aici. Mi-e atât de incomod să mă văd acolo. Mă văd sus. Mă văd sus în dreapta și nu sunt obișnuit. Ce faci, Teo, Ruso, cum ești, tată? Bă, bă, tu după gol este Diamond, nu Mythic. Da, dar mai am puțin ca să iau mitica. Asta voiam să zic eu de la bun început, mai e foarte puțin și iau mitica asta. Deci, hai că merge. Și intru Diamond, unde o să deblocăm o legendară și din acea legendară îmi va pica un Hypercharge. Că deci, bine, hai că Hypercharge-ul e decent, e decent. Se putea ceva și mult mai rău decât Hypercharge-ul, nu-i așa? Există lucruri mult mai rele decât Hypercharge. Bun, și eu bănuiesc că pot lua două persoane cu mine să joace aici, nu? Acum întrebare întrebătoare, pe cine iau? Uite, le văd pe Gaze Gamer, am dat la lui Shebel. Îi dau și lui Best Gamer. Deci astea sunt primele persoane pe care le-am văzut în viața mea, pe astea le-am luat. Deci te vezi sus, omule, bro, mă văd aici. Mă văd aici, așa, aici. Aici, bine, mi-e incomod. Mi-e foarte incomod. La Diamond e greu. La Diamond e greu, nu vrei să știi ce greu e aici, unde sunt eu, la Gold. Hai, e bine. Bă, Boton jură, bro, bro. Nu e adevărat, n-am înjurat. Dați-mi o dovadă cum că am înjurat. Dați-mi, cer o dovadă. Request fel, rank, nu știu ce diferență, it's too large to play this event together. Dar ce rank aveți, bă? Bă, și-o cum văd ce rank sunteți? Stai așa, profile, tu ești... A meu e Gold 1, deci a meu ar trebui să meargă și ăsta-i Diamond. Două secunde, ce? Deci Sheboil are rank prea mare decât noi sau ce? Pentru că este ce? Bro, stai două secunde, problema e la Best Gamer? Nu are cum, mă. Da, că ăsta-i Diamond 3, mă! Uite-o aleacă, bratan! Aia, zic, hai că aici merge să dau și o ready. Mamă, cum îmi focusează camera asta, ești nebun. Zici că are ciuda Alexio pe mine. Bă, tot mi-a făcut un compliment. Bro, nu m-am mai putut abține.
Minutul 1.45 din live a înjurat. Nu e adevărat, n-am înjurat absolut nimic. N-aveți dovezi cum că am înjurat. Bun, deci e un knockout și pe knockout, bro, e knockout. Pe knockout trebuie să jucăm bine, rău de tot și ceva de distanță. Îmi încerc norocul aici cu un Angelo, chiar dacă sunt pleb rău de tot cu Angelo, așa că o să ne încercăm acolo norocul. Poți să mă joc cu tine pe mine, mă cheamă Code Mădălene, ok, o să-ți dau unul vinzător. Bro, dar nu te chema altfel? Eu așa mi-aduc aminte că te chema altfel. Ce faci, șebuiule? Cum ești, mamă, șebuiule? Ai o rancă, mâncața și sufletul. Hai că ne încărcăm și noi aici cu al nostru. Știam eu că e fantoma, de fapt. Am dat fix pe lângă, că de ce nu? Că așa e viața mea. Pe lângă sunt cu viața și eu. Stai așa că o iau pe mâză, aia zic frumos. Ok, nu-i bine, o să mor, dar... Nu înainte să omor și eu pe cineva, dacă am început atât de bine. Bro, e greu rău, bă, de pe tabletă. Ce faci, Muslim? Cum ești? Ce faci, boss Dennis? Cum te cheamă, boss? Ia zi-ne și nouă. Hai, bro, că e meciul nostru. E meciul nostru. Dacă n-ar veni Leon cu fantomele lui, ar fi bine. Ăla e mort? Leon nu e mort. Uite, ăla e pe-a meu. Boss chitărește pe aici. Bradere, vină cu a. Dar boss chitărește și mai încolo, ca să nu ajung la el. Eu am Legendary 2. Ok, o să vină și Leon mai mult ca sigur. Uite-le și pe Leon, am dat fix pe lângă. Salvează-mă, Best Gamer, fii antenă că e al nostru. Aia zic, bravo, noroc eu n-am făcut nimic, jură-te, absolut nimic nu am făcut. Dacă vă întrebați de ce o să mai sacadezi uneori momentan, doar încerc, e din motiv că am VPN. Și nu mă joc fără VPN, să știți. Bine, am văzut că telefonul nu avea nicio treabă cu chestia asta. Bro, e greu! Eu am Legendary 2, bro, cum adică Legendary 2? Jură-te că ai Legendary 2, eu nu te cred. Ok, și bănuiesc că acolo e Leon, exact, ok. Hai că e bine, e bine. Ce mai faci, Pedro, cum mai ești? No! Ce faci, Vlad Gabor? Cum ești, tată? Am vrut să zic ceva, dar cred că mai degrabă aș face puțin liniște decât să... Ok, este Ramo cu Santa. Bro, Adelmort! Asta e tot ceea ce pot spune. Adelmort arată-ne ce e mai bun. Ziceam ca tu să-l aduci mor pe inamic, nu inamicul pe tine, bro, nu mă mai joc, Angelo, e gata, mă deranchez singur. Dacă ați mai auzit așa ceva, să mă deranchez singur, la modul cel mai serios. E ușor rău, vrei să vezi? Și-am dus și cu random bot-o? Bro, cu random am dus-o și eu, până în gold, că de acolo n-am mai dus-o deloc. Ok, haste, spuneți-mi repede un brawler pentru haste, un spike, ok, bine, văd că mi-a zis. Bro, spuneți-mi niște brawler buni pentru fiecare mod de joc. Deci, faceți asta pentru mine. Și în seara asta vom da și noi niște skin-uri pe Brawl Stars, dar doar dacă apăsați și voi butonul ăla de like. Deci dacă apăsați butonul ăla de like, e gata, vă dau și luna de pe cer. Luna, da, e noapte. Deci luna. Dacă mi-arăți și mapa, deci depinde și mapa, am înțeles. M-ați spart. Dacă... contează și mapa atât de mult. Ok, nu-i deloc bine. Că Leon a ajuns aici și văd că dă în ăsta în ciudă. Ok. Hai că poate cine știe. Clipăre, felicitări bătut pentru 22.000 de abonați. Apreciez maxim, brother, chiar înseamnă foarte mult. Ia că sărita meu aici. Că de ce nu, totuși au murit de la țipii mei. Mulțumim foarte mult, Clipper, chiar înseamnă foarte, foarte mult. Bro, hai acum cu 23.000 de abonați. Că nu mai e mult, mai e nevoie, cred, de vreo 500 de abonați. Și e gata, deci mâine avem 23.000 de abonați. Da, tu, Clipper, ce mai faci, cum ești? Uite-l, bă, și pe banditul ăsta, bă. Uite-o, alea, că numai țipii mei nu vrea să... Aia zic, mi-au luat țipii. Hai, că e bine, e bine. Oh, shit, nu-i bine. Și totuși a plecat de lângă mine și tot a murit. Cum? Nu știu. Hai că am câștigat aici. Nu știu care a jucat atât de bine. Nu mai am nimic de zis. M-a cărat al meu și-o rup sfatele. Ce faci, Stas? Cum ești? Ai de viața mea. Bro, cred că ar trebui.
Dar nu am puncte, mă, să bag să-mi upgradez și eu niște brawler ceva. Deci... Habar n-am. Pot să mă joc cu tine, mă, pe mine mă cheamă Cod Madeline. Ce rank aveți? Deci numai să-mi spuneți și mie, vă rog frumos, ce rank-uri aveți. Tot Spike vreți! Bine, tot Spike mergem. Învăț pentru bug deocamdată, sincer, mult succes cu bug, cu clipări o să-l iei lejer, te știu eu foarte bine, de ce ești o persoană foarte inteligentă. Nu îmi fac eu grijă aici cu bug-ul, dacă nu, e loc aici pe Brawl Stars. Dacă vii și faci YouTube și faci content cu Brawl Stars, e gata, să știi că nu mai ai nevoie de bug. Băi, eu vă sugerez să învățați. Deci clipări pentru tine e lejer, stai calm. Bro, jură-te. Jetuți de aici, jetuți de aici. Am înțeles. Văd că și Leon stă acolo. Nu înțeleg cum se joacă Leon, că uneori se face invizibil și nu-l mai văd. Și apare lângă mine. Și încerc și eu să mă feresc de chestia asta. Vreau și eu să sparg asta, dacă se poate. Aia zic. Mamă, bă, da, inamicii, sincer. Ne cam țin. Eu acum mă rog ca să ajung să dau în ei. De ce să vă mint? Am și ieșit din aia ca să-mi iau heal. Sta să mai la prieten. Uite-l, bă. Hai, că e bine, e bine. Cât de cât acolo e bine. Dacă acum o să vină Leon... Bineînțeles că o să vină Leon. Și bineînțeles că aia s-a dat după ce a murit, că de ce nu? Mă bagi pe mine, mă cheamă Daniel. Doar așa, doar Daniel? Am Silver 2 pe cont secundar. Am făcut și noi încă un cont secundar ca să mai facem ceva content, deci... Numai bine, încerc să-l mai boostez. Doar încerc. Că momentan... Puțin paletă. Bro, dacă n-aș muri eu, sincer, ar fi bine. Stați așa că... E grav. Hai că l-am luat. Nu l-am luat! Și puteam să jur că îl iau, bro. Am înțeles. E bine. Mersi, Kyoto. Stați 2 secunde să dau și un pin pe chat. Bă, să știi că sunt pe alocând și nu o să mai intru pe Brawl Stars vreo 2-3-4 zile și să nu-mi dai kick din club. Că mi s-a stricat telefonul, nu e nicio problemă, brother, stai calm, că noi mai facem încă un club. Deci de asta am mai făcut încă un cont secundar în speranța că poate ceva acolo. Am dat play din greșeală cu aceleași persoane și am și zis că o să schimb, dar am uitat să ne schimb. Lasă că mai băgăm un meci așa. Câte ori am bot-o, scrie ori pe chat, Pedro, și o să vezi. Bro, bounty. Știi ce? Mă duc cu Squeak. Nu știu ce, dar vreau să mă duc cu Squeak. Simt eu nevoia. Bă, ce tare e poza nouă, apreciez maxim. Buddy? Ba da, cred că Buddy n-a mai văzut mesajul, s-a dus. L-a luat Dumnezeu, s-a dus. Bro, nu mai văd mesajele, se duc instant. Vreau să joc și eu, Samuele. Imediat, doar din greșeală am dat și eu play iarăși cu băieții grei. Așa că îmi cer mii de scuze. Mă revanșez eu repede. Ok, văd că Feng vrea să o joace aici obraznic, dar văd că o joacă. Jură-te. Am dat pe lângă. Mi-a făcut așa și am dat pe lângă. 2 secunde a durat toată situația. Ui, ce s-a dus ăla, mă? Am înțeles. Mă duc. O să fac clăbuci. Bro, nu mă, că e meciul nostru, mă, e câștigat. Într-un fel sau altul, că aia are tun acolo, bro, jură-te, am uitat că aia are și tun. Dacă ai fi un elefant, unde ai vrea să trăiești în afară de Africa? Bro, mânia. Dar de ce, unde mai duci dacă aș fi un elefant? Du-te, mă, Edgar. Am înțeles. Bă, tot sărăcit în sănătușere gramnică, brother. Sper să te faci bine și sper să-i fac și eu pe ăștia mai rău decât sunt. Sper să nu mor, că dacă am murit, am pus-o. Nu te cred. Stai 2 secunde, că eu încă nu înțeleg cum se joacă Penny sau cum o cheamă pe tipa asta. Cred că Penny o cheamă, de fapt.
Hai să nu vorbim despre asta. Bro, e greu. Bine că mai e repede de ranchezi decât să ranchezi. E bine, e bine. Așa să e un început. Am ranked gold 3 și pe numai cheamă Code Madeline. Ok, bun. Hai că mai scoatem și noi din persoane aici. Ca să adăugăm alte persoane. Dar nu știu cui ar trebui să-i dau invite. Deci, un Code Madeline am văzut eu aici. Dacă îl găsesc. Cred că există, exact. Nu există. Stați că nu, că nu există nicio problemă. Ok, bun. Deci pot juca cu tine. Ți-am dat ad. Stați așa. Nu mi-ai dat ad. Bro, nu mi-ai dat ad. Cum te cheamă Stas? Ok, până îmi răspunde Stas, să îmi spuneți cum vă cheamă. Și Vlad Gabru la fel. Băto, James, sunt pe live-ul tău și al lui Luca. Bă, mai bine stați pe live-ul lui Luca, că e un live mult mai șmecher și Luca face live-uri. De fapt, Luca nu face live-uri aproape niciodată, deci eu vă recomand să stați pe live-ul lui Luca, că e mult mai bine. Bro, intra Cezar, stați așa două secunde, că îl vreau pe Daniel. Ești... Pare rău. Ok, bun. Unde e Daniel? Daniele, nu te văd! Ți-ai pus un nume atât de simplu. Dar e fain, e fain. Îmi place Daniel. Dai un emoji pe chat. Au două live-uri. Forță, da. E diferență prea mare. Stați așa două secunde. Deci tu ești un... Bro, tu ești un ce? Ei! Bradere, dar ce rank e ăla, mă? Singurele rank-uri pe care le știu sunt până la gold și pe urmă e diamond și atâta. Ce naiba, bă, stați? What? I-am dat lui Daniel și nu mi-a acceptat Daniel, aparent. I-am mai dat o dată lui Daniel. Ce? Daniele, unde ești, Daniele? Bro, Daniel tot îmi refuză cererea sau care e faza? What? Uite, îi dau lui Daniel și... Și o intră Daniel, dar ce? Ce? Ați fi crezut că nu intră Daniel, a? Aparent, ba da, Daniel se ține de cuvânt. Hai că merge. Ce faci, Bogdan? Cum ești? Alexis, un om, dai kick din club? Nu îți va da nimeni kick. Ce faci, Noci Florin? Cum ești? Stas? Bro, Stas, dar tu ce rank ai, bro? Deci Stas te cheamă. Bă, dar ai un rank. Ce rank-ul ăla, mă? Bă, nu știu cât o mai țin pe ranked. Cred că o să bag niște meciuri și cu voi. Și cât o să mai țin live de la ora 9, cred că bag numai ranked. Dar o să facem niște friendly battle ca să mă bat cu toți, da? Ca să mă joc și cu fratele Stas. Să mă joc și cu Noci Florin, care nu vrea. Dar să mă joc acolo cu toată lumea. Bă, fratele meu, bă. Știți ce am observat? Că în rankurile astea mari, toată lumea începe să joace Dynamite. Bine, și în rankuri mici, sincer să fiu. Dar în rankuri mari parcă e mult mai des întâlnit Dynamite. La modul cel mai serios. Deci Dynamite, dai un match liniștit, îl vezi pe nebunul ăsta bătrân la 80 de ani care dă cu dinamită după tine. Deci, hai că merge, am înțeles, o sări pe mine. Bă, după să mă joc și eu, după mă numesc ok. Ok, doar atâta. Ok, ok. Bine. Deci, numai să-mi dai și mie un ad, te rog eu din suflet. Dacă îmi dai un ad, e tot ceea ce trebuie. Îmi retrag omitele, mă uitam în chat. Mă cheamă David Nociv. Hai că ne mai jucăm cu VPN-ul. Bro, cred că o să dezactivez VPN-ul și mă bag pe rețeaua mea de internet. Chiar dacă n-aș vrea să fac chestia asta. Gold 1! Sper să nu mai deranchez, că dacă iar deranchez, e grav. Ok. Ce faci, Albert, cum ești? Bro, ce au nebunii, bro, ne bat rău. Hai că era să mă nimerească acolo, ești nebun? Dai numai cu ăsta nebun, iară. Hai că Dynamite. Bro, nu l-am luat pe Dynamite. Bineînțeles că sare. Zici că e pur Dynamite. Hai că ne-o bătut. Nu mai am ce să zic. Doar dacă l-am bate pe Edgar. Bravo, brother. S-a încercat acolo, dar
N-am avut șanse. Ce faci, David Cristian, cum ești? Tu ești aproape de 24.000 de, sper să nu te lași de YouTube. Sper și eu să nu mă las de YouTube. Azi cu culme proste, clan. Ce faci, Alex Undoidere, cum ești? Ok, bun. Ce care vreți să jucați, dați-mi și mie una, aveți codul ID-ul, îl aveți aici pe chat, îl aveți fixat. Nu știu cum să vă arăt ca să-l vedeți. Da, se află undeva aici, deci e pe partea dreaptă. Deci unde vedeți chat-ul, aveți acolo ceva, Kyoto, nu știu ce și este acolo. ID-ul lui Boto, de pe Brawl Stars, R2UG. Băgați ID-ul ăla și mă adăugați la prieteni și o să fim cei mai buni prieteni din viața asta și din viețile următoare. Hai că dăm tot raid, dau 3 meciuri cu fiecare, după care vom schimba. Bă, pot să intru pe contul mic să jucăm, mă cheamă Mini Stas. Bă, te cheamă Mini Stas și acolo ești Big Stas. Ok, Stas, dacă vrei, băgăm meciuri normale și poți veni pe contul principal. Deci, hai bă, băieți, și noi cu butonul de like dacă vreți niște skin-uri să dăm acolo pe chat. Bro, Bounty, ce mă joc la Bounty? Mă duc un bo, că bă, din atâția, trebuie să ne merez cu unul care să fie și ok, nu? Bă, bă, toți, bați joc? Cum așa? Stai 2 secunde, cum așa? Explică-mi. Că deranchezi pe toată lumea? Bă, nu chiar. No, no, stai așa că ăsta-i meciul meu, fii antenă. Ce deranchezi, brother? Ia joacă pe asta, am dat pe lângă acolo. Nu contează, dar acolo să știți că ar fi trebuit să fie nimerit. Mamă, Danielul meu joacă aici, Dynamax, să-mi bag cerul. Trevor, au venit aici să facă teren de fotbal, Dynamax-ul meu. Direct spargem aici tot. Dynamic, dale Daniel, facem teren de basket. Hai, dă-le în casă, dă-le să fie acolo. Stați 2 secunde, cred că după meciul ăsta încerc și eu să mă mut de pe VPN. Sper doar să nu mai facă așa, ok. Și am crezut că iau eu ceva și n-am luat absolut nimic. Nu-i bine că era să mă nimerească, nu mă mai nimerei de frumos acolo, bravo. Și-o dat acolo o mare ploaie de gloanțe la mine în gură, dar o dat pe lângă. Nu știa că am gura mai jos, aia zic. Hai, că e bine, e bine. E bine, hai bă băieți, că ăsta e meciul nostru. Ăsta da, e bun. Ok. Hai că e bine. Ok, e bine, nu mai e bine. Hai că e bine de fapt, e bine, stați așa bă băieți că e bine, s-o câștigat, aia zic, asta așteptam de la bună. Nu mă răspunzi, ce faci Ștefan, cum ești? Asta e prima dată când ți-am văzut mesajul, Ștefan. Nu poți să bagi contul la boostat cum poți pe Steam, Boto? Stai 2 secunde, ce? Despre ce vorbim noi aici? Bă, dacă vrei să jucăm amândoi, eu sunt liber mereu și facem trofee azi de la 27.000 de trofee, am ajuns la... Și pe 1300. Stai 2 secunde, că mai băgam mai tare în ceas. Ce faci Ștefan, ce faci David, cum ești? Ok, bun, lăsăm momentan asta la o parte, că n-avem absolut deloc noroc. Și vreau să dau aici un friendly battle cu băieții periculoși, să văd care e șmecher, bro. Care e șmecher? Aș face acum ceva, dar nu știu dacă am tupeu. Cine câștigă? Bro, dar e greu, mă. Să primească skin din partea mea, bro, dar e greu. E greu. Băgăm solo sau duo? Spuneți-mi și mie, vreți duo sau solo? Cum vreți aici să fie? Eu am băgat direct duo showdown, nu știu dacă asta voiați, dar asta am băgat, ok? I-am acceptat și lui Cosmin, nu știu cine mai intră. Așteptăm, aveți codul în partea stângă, deci cine vrea să intre să joace, noi vă așteptăm cu cel mai mare drag, puteți intra acum. Sper doar să nu dați target pe mine, că bă, nu, să știți că eu nu sunt un pericol foarte mare pentru voi, adică eu dacă vă văd aș putea să... Să nu vă bag în seamă, știi? Adică eu de obicei nu prea dau în voi. Am la nevoie. Și atunci dau și pe lângă. Da, na. Eu șmecher. Duo. Sper că a intrat toată lumea care și-a dorit. Încercăm să mai facem alte lobby-uri. Numai să dați și voi ready. Pune 5v5 cu Edgar. Tu glumești, nu? Bro, cu Edgar. 5v5, tu îți dai seama că... Ce să mai pun? E greu cu ăștia că campează? Da, da, și aici e dreptate. Dacă n-am Instagram, nu pot câștiga skin? Ba da, poți.
Ok, să dai și tu un ready. Bă, tu promit că o să câștig nu pentru skin, pentru că ești viața mea. Auzi-o pe asta. Bro, am trăit 22 de ani aproape. Așteptăm să aud asta. Aia zic, Cezar, aia zic. Vrei să pot că nu mi-ai dat invite? Respect plus, bro, nu știu cum te cheamă. Îmi pare rău, la modul cel mai serios, chiar nu știu cum te cheamă. Îmi retrag cuvintele astea, am vrut să zic. Oh, mamă, Cezare, că avem un Piper. Ok, nu mai juca așa, gata. Ok, scoate Hecu. Hai că e bine. Am sărit, am sărit, pot să jur. Bă, băieți, uitați-vă pe live că am dat aia. Na, au jucat bine. Da, au jucat bine. Bro, e șmecheră combinația Piper cu... Numai acum, dacă aș și știi să joc, ar fi ceva. Ce faci și boile? Cum ești, tată? O să mă joc cu tine pe mine, mă cheamă Code Madeleine. Ok, o să-ți dau imediat invite. Stai așa momentan când uitam aici la băieții ăștia, care toată lumea din întâmplare, din pură întâmplare, se joacă Dynamite și nu înțeleg de ce. Toată lumea se joacă aici Dynamite. Bine, mai avem un Piper Peach. Doi Piper, ia joacă pe asta. Cine a zis că avem numai Dynamite? Da, nu știu ce. Aș ține într-un fel să câștigi Dynamite-ul. Nu știu, parcă ai nevoie și de skill, bine. Și cu Piper, sincer. Hai că asta mi-a plăcut, frumos. Ce faci, pul? Cum ești, mamă, pul? Ce cu poza aia, mă? Ok. Și... Hai bă, că nu-i rău. Nu-i rău, se dă damage. Bă, se joacă lumea. Bă, se cam joacă, e? Vă că e bine, dar Piper, din păcate, s-a dus acolo în colțul ăla nașpa rău de tot. Văd că s-o respawnă și ok. Și văd că e Edgar versus Edgar. Și nu mai este niciun Edgar versus Edgar, că este Piper versus Edgar. Și... a câștigat Edgar. De ce? Pentru că da, trebuia. Uite bine, mă, vai, cât în mâine mă duc iar la muncă, tu ce faci? Bă, pul, bă, tată, mâncă, merge la muncă? Bă, pul, mult succes acolo la muncă. Cum mai merge pe acolo? Zim și mie, care mai e viața? Ce ai mai văzut acolo ieșit din comun? Ia zim. Oh, shit, când habar n-am să-mi joc chestia aia. Știi ce? Mă duc cu Grom. Nici nu știu dacă aș vrea să mă duc cu Grom, dar încercăm să ne ducem Grom. Mai dăm încă un match, așa cu băieții ăștia, după care schimbăm, da? Poți scoate pe cineva să intru eu cu tine în echipă, stai două secunde. A, nu ești deloc, ok. Stai așa că imediat terminăm aici de jucat și schimbăm echipele. Da, zi și bui el. Hai bă, băieți, că nu trebuia să mai dau acolo, dar las că poate l-am ajutat cu ocazia asta pe Cezar al nostru. Sper doar, acum nu știu sigur dacă l-am ajutat. Ok, sper să nu mă nimerești. Da, îmi retrag cuvintele, că mă nimere mi-o dat din suflet acolo. Bro, ce joacă, ok, du-te, bă. Nu-i ziua mea norocoasă, noaptea mea norocoasă, nu, ăsta nu-i live-ul meu norocoasă, la modul cel mai serios. Bro, jucați! Care-i faza, bă? De ce s-au adunat acum toți pro playeri, mă, la ora asta? Merge foarte bine, fură ăștia noi, pateu, salam, alcool, ciocolată, șampoane. Bă, la șampoane, te rog, eu frumos. Nu, te lua de ei, lasă-i să plece, bă, lasă-i. Când e vorba de șampoane, bă, eu zic că e un lucru foarte normal, este igienic, pul. Și nu știu dacă ai vrea să pui mâna... The fuck? Bro, două secunde, m-am uitat în chat și n-am înțeles ce s-a petrecut acolo. Ok, văd că Edgar o joacă, combinatorule. Nu, no, mai zic nimic. Să fie în numele Tatălui și al Fiului și a Sfântului Duh, amin, bro. V-au făcut buzunare, Edgar. De ce să mint? Bă, o jucat-o bine, bă. Vreți un challenge? Fiți antenă, vă dau challenge pentru toată lumea. Bro, nu mai jucați, Edgar, vă rog eu.
Deci cine joacă, cine nu joacă acum e Edgar, bro. E cel mai bun player din Brawl Stars ever. Ce faci, Mădălina, cum ești? Deci dacă nu jucați Edgar acum, vreau să văd un skill fără Edgar, dacă se poate, să văd cum joacă lumea fără Edgar. Bun, vreau și eu să văd aici repede cu ei, i-aș da invite. Uite, îi dau lui Code Mădălin că mi-a zis. Îi dau lui Daniel că și Daniel mi-a zis. Și nu mai văd pe nimeni care mi-a fi zis pe chat. Ok, eu jucat ronda trecută, dacă apucă să intre șmecher. Bro, deja e full. Bă. Și mai era cineva pe care voiam. Uite, Stas, stați două secunde. Stas, tată, te iau cu mine, Stas. Aia zic că o intra și Stas, ca să joace un meci cu mine. Uite că îl bag și în echipă cu mine pe Stas și mă duc și eu acum cu un brawler, poate mai ok, sper. Mă duc cu Spike. Sigur cu Spike nu o să dau tot pe lângă ca de obicei. Oamenii nu joacă dacă nu joacă Edgar. Copiii care fură îi las, după sun la ei, dar dacă văd oameni în toată firea care fură direct pus mâna pe telefon și ia mama dracu. Bă, da, cam autoritar ești tu așa în ultima perioadă de când umbli cu pulanul după tine. Bă, tu îmi dai un skin pe Edgar, nu mai am posibilitatea de a da skin-uri pe Edgar, le-am dat pe toate. Deci am dat toate skin-urile pe Edgar, au fost 4 skin-uri, deci nu avem posibilitatea. Ce faci, Dani, cum ești? Da, Dani, spune. Frate, dracu, ți-am zis invite. Bro, nu ți-am văzut mesajul. La modul cel mai serios, nu ți-am văzut mesajul. Pătul mai sus, ăștia sunt Sonic în realitate. Ok, hai că de data asta ne încercăm norocul cu un Spike. Poate cine știe, avem noroc cu Spike. Să... Aș vrea să zic să câștigăm, dar nu cred că o să câștigăm absolut nimic. Nu te cred. Nu te cred! Și am zis că... Așa mă simt! Așa mă simt, ca muzica asta de pe fundal. Deci parcă a venit la momentul oportun. De ce naiba a trebuit eu să dau acolo peste... Nu contează. Bro, dar cum jucați? Bă. N-am mai avut ce să fac. Mi-a dat stun-ul ăla blană. Ce faci, Joe? Cum ești? V-a făcut în 4 botocei din Dynamite-ul. Bro, e prea OP Dynamite-ul, mă jur. Nu știu care e faza. Nu știu dacă o schimbat tot ăștia ceva de la Supercell la Dynamite, dar rupi, dă, bă, rupi. Rupi rău cu Dynamite. Ce faci, Alexandru, cum ești, tată? Bă, bătui, eu nici acum nu înțeleg de ce n-ai văzut vândut că nu se ajunge la el. Toată lumea știe că mașinile nemțești sunt cel mai mic și atrag. Acum ce dracu să zic? Că mi-am dat seama că ești prost din prima. Stai două secunde că m-ai luat. Bă, da, pul, confirm. Nu mai am ce să zic, mai, deci ultima parte aia, să știi că acolo mi-ai dat-o, acolo, da, acolo ai avut toate dreptate. Bro, ce să lapi direct pe noi? De pe Purple Pardes, Purple, nu mai contează că nu l-am mai prins. Se-ntrămiți acum contul meu de contul de Brawl email, ok. Bro, cu ce să mă duc? Habar n-am că aș vrea să mă duc ceva să am și șanse să îi fac, dar n-am șanse. Te-ai mutat, mă, de pe VPN? Nu. Ce faci, capibara? Cum ești, capibara? Nu m-am mutat de pe VPN, că mi-e lene să dezactivezi VPN-ul. Nu credeam că jucătorii de Brawl au iubite? Vă rog frumos, hai să sunăm la deratizare. Hai, vă rog eu frumos, să sunăm o leacă la Hinger. Bă, și-a uitat careva porumbelul ăsta de sane pe drum. Uitați alea că ce-o putut spune. Bă, jucătorii de Brawl Stars nu au iubite. Bă, depinde. Nu știu. Adică... Abar n-am. Dă-te cu domnul înainte.
Băi, Sani, mă așteptam și eu să spui ceva de pul, că ăștia ce au nume așa ca pul. Și mașini ca pul, bă, ăștia să fie problema, nu jucători de Brawl, bro. Și tu te joci Brawl Stars! Bro, stai două secunde și tu te joci Brawl Stars și tocmai citeai lui. Mamă, ce skin are, bă, ce șmecher îi. Stai, așa că îmi dă la papacioc, bineînțeles. Puteți să veniți mai mulți de 1000, vă rog frumos. Dar să nu vă chesuiți, da? Uite-l și pe... Mamă, că m-ai nimerit acolo. Mă faci piure, mamă, ce joacă stasa meu. Noroc de stas că vine cu spate. Ok, hai că e bine. E bine că i-am dat acolo la Dynamite. Nu e bine că toată lumea vine pe noi, am înțeles, nu e bine. Nu e bine. Stas, vezi că ne-am dus. Ne-am dus, Stas. Eu cel puțin m-am dus, sunt aici cu Dumnezeu. Am înțeles, îmi retrag. Tot ce... Mamă, bă, Stas încă rezist, uite-o lea că la Stas cum joacă, hai Stas. Bro, Stas încă o joacă, fii antenă. Deci Stas încă ar putea juca mult și bine așa. Bă, băi, fiți antenă, că dacă rămâne Stas... Contra voi v-o bătut rău de tot. Na, nu-i bine. Nu-i deloc bine. Mi-a picat netul pentru 14 secunde din viața mea. M-am respawnat și eu și mi-a picat netul. Luați-vă VPN, vă protejează până și de voi. Suși, însăși, însuvă. În fine, limba română. No, plecați de aici. Pleacă. Nu, vă rog eu. Nu, n-ai tupeu să stai deoparte. Bă, Stas, o juca bine rău. Stas, o să te mut din echipă cu mine, că ar trebui să mai câștigi și tu ceva. Și o să o iau pe Kyoto, că știu că ea nu se supere dacă pierde, că na. Cred că s-a obișnuit. Eu credeam că jucătorii de Brawl au păr, Boto. Păi toți jucătorii de Brawl Stars au păr. Dar na, fiecare jucător de Brawl Stars are păr în anumite locuri, nu? Bă, nu toată lumea putem, știi? Bă, părul prost părăsește capul deștept. Țineți mereu minte chestia asta. O să auziți vorba asta numai de la oameni cheleoși. Nu de alta. Hai de viața, bă, cred că se apropie momentul să închid live-ul. Că în seara asta nu-i bine. Mamă, pul acolo cu membru. Bă, e bine, mă, dar de cât timp ai membru, brother? Mulțumim mult acolo de membru, chiar înseamnă foarte, foarte mult. Pul, ai rosit 2 lei pe noi, dar totuși, pul, o să fii fericit. O să fii fericit că... O să-ți dai seama că, bă, fii antenă, mă, fii antenă. I-am dat un leu și la fraierul ăsta. Ok. Mamă, cum se mișcă trăiți arfamele, apuc să fac un album de pozi, ești nebun? Hai că era să mă nimerească acolo Piper-ul ăla nebun. Nici nu știu ce să fac. Nu te cred. N-am șanse împotriva lui Edgar. De ce aș fi crezut că am? Arată ce păr ai. Ai pe ceva să semnezi, harta mea de Stumble? Cum adică să semnezi? Stai două secunde. Ok. Bro, dar vino mai aproape și ia de-astea. Hai că e bine, te-ai dus, aia zic, frumos. Stai că o sărit doi Edgar. V-ați vorbit, nu? V-ați întâlnit la mijloc și ce-ați zis? Stați așa. Da, mă bucur. Nu pot să cred așa ceva. Am avut o viață atât de fericită până să îmi sară Edgar pe mine. Bă, dar eu n-am zis, mă, că hai să încercăm să nu mai jucăm Edgar și totuși văd că toată lumea începe să joace mai mult Edgar, dacă am spus să nu se joace Edgar. Ok.
Car. Câștigă Stas. Hai că o câștigat Stas. Bravo, Stas, a jucat foarte bine. Bravo, Cezar 12. Bro, bă, Cezar chiar joacă bine, mă. Ok, bun. Hai că refacem lobby-ul, să vedem acum care e faza. Nu mai dau invite nimănui, că văd că apare ceartă pe aici. Sau să mă duc, știi ce, hai de data asta. Stop! Atât de aici plătiți ca să vizionați. Bine, nu chiar. Dar așteptați două secunde că să dau și un invite cui cred eu, de fapt, că ar trebui să intre să joace, mai că sfânte cât sunteți. Bro, care vrea să joace de aici, spuneți-mi numele vostru de pe Brawl Stars, vă rog eu. Habar n-am. Mă jur, stau și mă uit pe aici, nu îmi dau seama cui ar trebui să-i dau invite și stau și mă uit așa. Cred că am înțeles cum să înțeleg Melci. Dă-mi invite la Cezar 12. Amin. 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 Bro, te am la prieteni. Aparent da, Amin și Mecherul. Ok, eu nu știu, pul. Te înceapă, mă, te... ok, altcineva? Stas? Combinatorul? Andrei 22... Bro, am Andrei 22 pe aici, în lista mea. Aici facem prezența, dacă nu știați. Andrei 22 prezent. Îl am pe Andrei 123, nu cred că ești tu. Bro, n-am Andrei 22. Best Game. Best Game e prezent? Nu-i prezent, că nici pe Best Game nu-l văd. Cred că o să-l văd cu întârziere, nu de alta. Ba da, Best Gamer, Best Gamer, am înțeles. Îl știu, îl știu pe Best Gamer. Dani 64. Bro, nu. Ba da, uite, fix aici era Dani 64. Altcineva, cine mai vrea? Daniel. Daniel e prezent. E aici, uite la ei. Aia zic. Ce faci, Chris Gaming? Cum ești, Samuel? Samuel, hai că l-am găsit și pe Samuel. I-am dat și lui Samuel. Mai cine? Daniel, i-am dat lui Daniel și bossul. Ok, bossul, where is it? Ok, i-am dat și lui bossul. Și așteptăm acum să intre băieții. Să vedem dacă vor să intre. Bă, băieți, nu uitați să apăsați butonul de like dacă mai vreți live-uri de genul. Dar nu uitați să apăsați butonul de like dacă vreți să câștigați un skin din partea mea pe Brawl Stars. Skinul respectiv fiind pe Carl. Deci, dacă vreți, Sultan Carl, care în momentul de față, dacă nu cumva, este aici pe shop. Ca idee, nici eu nu mi-am luat skin-ul pe Sultan Carl. Cu ultima dată, când am avut, ce faci, Angel, cum ești? Când am avut elixir și m-am dus și am luat skin-urile respective, am zis că nu mi-l păstrez pentru mine. Din unul pe care am zis că îl păstrez pentru mine, am zis, bă, îl dau și pe la pe ceaca, poate îl prind eu și îl iau. Că am vrut să mă joc atunci cu voi, să văd, bă, care e șmecher și îl prinde. N-a fază că n-am fost șmecher, am fost unul dintre cei proști care nu l-am prins. Și nu am skin pe Sultan Carl. Dar acum de data asta da, îmi păstrez și eu unul ca să îl am. Deci, dacă vreți Sultan Carl, dacă nu vreți Sultan Carl, uite că a ieșit cineva, deci îi dau lui Shebuel. E prima persoană pe care am văzut-o, ca idee, deci, scrie codul pe harta mea de stand pe care la Voroshop, codul e, lasă-l în ultimul episod, bradere. Dă-mi invite la Cezar 2, bro, dar ți-am dat invite. What? Bro, nu știu cine o dat, în ce club ești, brotonei. Nu știu cine o dat live, din păcate. Bă, vreau și eu să mă duc altceva, spuneți-mi și mie un brawler. Cine îmi spune cel mai șmecher brawler? Cel mai șmecher, m-aș duce, kid, dam eu o bătaie de mă uscați. Nu, nu cred că se merită. Mă duc Edgar. Nu știu, e ce, dar e gata. E gata, bă, vezi, dacă îmi dau drumul la brațe, fai de viața mea, numai pe lângă dau. Să zic, vezi, acum, bă, totuși și băieții care ascultă Erica Isaac sunt fete de treabă. Bă, am avut pe lângă, mă. Hai, bă, că deja mi se pare, bă, pulă, bă, că ești hater, bă. Nu te cred. Hai, te rog eu, că n-ai tu pe o să nu mă nimerești. Ok. Ok. Am uitat că sunt cu ochii în echipă. Ok, dacă mai aștepți puțin, îi batem, îi uscăm, îi întoarcem și pe partea cealaltă. Îi batem de parcă am bate covoară, fii antenă. Deci dau în ei de parcă batem covoară, fii antenă, 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 fii antenă. Easy și ton, copilul aia zic. Hai, următorul, următorul. Hai, îl lăsăm pe Best Gamer că am auzit că îmi dă 5 lei. Îmi retrag cuvintele. Nu! O să rebaz pe mine. Da, mulțumesc!
Bro, eu mă bat aici în partea asta, îmi dau, bă, îmi dau rinichiu pentru cineva să mă bat acolo cu el și vine dintr-o dată Buzz pe mine, care de unde a venit? Din nicăieri. Jură-te. Hateri sunt de când mă știu. Cam da. Da, Joe, spune Joe. Poți să dai chec la cineva să intru, please? Nu știu cum te cheamă, Angie. Spune-mi cum te cheamă. Mamă, că se joacă aici, bro. Și-a rămas best gamer, bă. Nu te cred. Și era să-l bat. Era să-l bat la început și-a rămas... Băi, ții crezi ce să mai zic. Bine, a meu joacă-s tu. Deci stai să joacă-s tu, mamă. Am înțeles. Moderatorul se ia la 30 de ore. Cine ajunge la 30 de ore pe canal, adică de pe episoade short-uri și live-uri, și mai dau și ore în plus uneori, primeți moderator automat din partea Streamlabs-ului. Deci, e nevoie de activitate și la mine și la orice YouTuber, dacă vreți moderator, bine, mulți YouTuber nu dau moderator, alții dau moderator, dar nu știu cum, dar știu doar de mine, dau moderator la 30 de ore și atât. vreți să refacem lobby-ul? Dai kick la cineva? Nu știu cum te cheamă. Janos secundar, te-am la prieten, bro? Stai două secunde. Stai prima dată să te văd, că nu știu dacă te-am la prieteni mei, da, tad? Deci cum? A, nu mai e la prieteni, dar încearcă să-mi dai și mie un ad. Am înțeles, hai că se moare în seara asta. Bun, vreau și eu să-l mai las pe OK să mai câștige. Știu că o să câștige OK și de asta vreau să... Nu am pe club. Nu, Ange, ai ID-ul meu pe chat și trebuie să-mi dai ad prin ID-ul respectiv. Și eu o să vin aici la friends. Uite aici și o să-ți accept. Bă. Uite aici. N-am primit nicio cerere din partea ta. Trebuie prima dată să fim prieteni ca să-ți pot da invite. Că nu știu dacă am cum altfel. Fault party după meciul ăsta. După meciul ăsta. Stai să vedem dacă dă toată lumea ready. Dacă nu, dăm kick și băgăm pe altcineva. Angie, eu aștept să-mi dai acolo un invite și eu îți accept și o să fim cei mai buni prieteni din viața asta. Bro, am scăzut era orele? Nu știu ce să zic, nu știu dacă are cum. Pe mine mă cheamă Code Madalin. Să dați și voi un ready. Stați așa să vedem care nu dă ready, îi dăm kick. Ce faci, Ștefan? Cum ești, tată? Bro, stai două secunde, eu i-am dat din greșeală moderator lui Nociv Florin, că am vrut să-i dau lui Ianis, acum mi-am adus aminte, că o scris Ianis iară pe chat, care are 29 de ore și mai are nevoie de 10 minute și am dat să-i dau moderator și cred că ori i-am dat, cred că i-am dat eu, nu? Lui Nociv Florin, nu cred că o da Sani. Cred că am ales persoana greșită. Aici când am dat moderator, văd că am apăsat, cred că am apăsat pe altceva, nu știu, nu știu. Eu n-aveam de gând. Bă, momentan lăsați moderatorul și Nociv Florin, acum asta e, na, bă, eroarea mea, lăsați momentan așa. Ok, văd că Stas și Daniel nu vor să dea ready, așa că vom da un kick la amândoi și luăm alte persoane. Uite, luăm un Ianis Ro. Poate vine și joacă alături de noi și nu mai știu cine. Stai așa să vedem că avem aici, uite, Ianul secundar. Ia să vedem Ianul secundar, unde este Ianul secundar. Bro, Code Madalin, dacă are, că sunt doi Code Madalin, nu știu cum să zic.
Sunteți doi. Ok, și Janos? Și nu-l văd? Jură-te. Am nevoie de ochelari, bă, băieți. Janos? Bro, nu-l văd pe Janos. Puțin dubios. Nu joc că dorm. Ce? Bro, nu ai cum să dormi dacă tocmai ai scris pe chat. Ok, hai că acum ne jucăm Edgar alături de Best Gamer, care și el joacă Edgar. Nu știu care erau șansele, mă duc aici jos atunci ca să luăm cât mai multe Power Cube-uri alături de prietenul nostru, cel mai bun Best Gamer. Best Gamer, ce facem? Mergem pe cei mai slabi sau? Sau ne băgăm acolo unde vedem scandal mare, mergem și noi la scandalul ăla. Aia zic, hai că tu ai sărit, te-ai dus, ai dat cu bine în stânga. A, o da, el, am înțeles. Uite-l și pe Amini Schmecher-ul. No, ce-a jucat-o, nu te cred. Mamă, ce-a jucat-o, ce-am jucat-o. Am jucat-o, Trevor, am jucat-o, asta m-a așteptat toată viața mea. Best Gamer, fugi, tată, că vine Buzz după noi, vine dinozaurul nemâncat și ne ia în gură. Și nu-i bine. Nu, mi-am dat și hypercharge degeaba. Nu! Bro, da, Amin are ceva strict cu mine, mă. Nu te cred, deci pe lângă faptul că toată lumea a venit după noi, și Amin s-o gândit să vină după noi. Vreau o echipă cu tine, mă cheamă Daniel, ok. Bă, o jucat-o. N-am să te mint, o jucat-o. Ok, bun, deci îl iau pe Daniel în echipă cu... Daniel doesn't exist. Ok, bun, refacem lobby-ul. Să vină și alte persoane și nu știu, vreți solo? Nu cred că vreți solo, cred că o să mă înjurați dacă vă dau solo, așa e, mi-am dat seama. Așa că nu băgăm solo. Și aveți codul sus în stânga, cei care vreți să jucați, aveți un cod aici care este XGKMMDAG. Mamă, ce cod, bro, nu puteau să bage ăștia un cod cu 8526013. Adică la modul cel mai serios, o trebuie ei să adauge, să fie unici, să adauge XGKMMDAG. Încearcă să zici codul ăsta când ești beat. Zici că-i parola de la internet când o citiți de pe router, fix așa sunt parolele alea de pe router. Dar nu mai contează, măcar unde suntem în siguranță cu aceste coduri, sigur nu o să intre nimeni. Ok, bun, pe cine ar trebui să iau? Mă duc așa momentan, mă duc tot Edgar. Poți să mă bagi și pe mine, cum te cheamă Zian? Zi-mi cum te cheamă. Faltul lobby, n-au mai văd mesajul s-a dus, aia e parola mea de la internet. Nu mai văd mesajele, bro, s-o dus tete la domnul. A, te cheamă Patrick? Ok, deci Patrick, bun, hai că după meciul ăsta vă adaug manual pe fiecare care îmi dați numele de pe chat. Pe chat, de fapt, nu de pe chat. Ok. Hai că am luat Power Cube-ul ăsta, acum hai să fugim. Nu în partea aia, că mi-a dat cu virgulă, da. Ca și zice eu cu ce mi-a dat, dar na. Bro, plecați de aici, bă, de ce tot veniți să dați în mine? Mai dați și în altcineva. Ok? Nu-i bine, mamă, ce m-ai împins, bro, nu te cred. Bă, ce-o jucat-o a meu. Bravo, bravo, ai jucat-o bine. Sincer să fiu, ai jucat-o bine. Și eu am jucat-o aici foarte bine. Aia zic, m-am dus, sunt torpilă. Nu mai e cum, gata, atât a fost. Ok, hai că așteptăm să revine și Kyoto, ca să nu mi-o bătaie singur. Pe Kyoto îl folosim pe post de decoy. O să se ducă și o să bage în ceață toți, ce facem de acum, toți inamicii, în timp ce eu o să vin și eu o să-i bat, dacă apuc.
Ceea ce nu cred că o să apuc. Ok? Ok, hai, hai, poate, poate, mai este băiatul ăsta, bravo, Kyoto, a jucat foarte bine. Primul meci câștigat, mă mir. Deci, nu, nu știu care au fost șansele, dar totuși. Ok, bun, hai că schimbăm și acum vă bag eu manual. Să-mi spuneți și mie numele vostru pe cei care vreți să jucați. Deci, cei care vreți să jucați, spuneți-mi și mie numele vostru acolo pe chat ca să știu cui îi dau invite. Că eu, sincer, să fiu, dacă ar fi vorba să dau invite cuiva, nu vreți să știu cu ea și dau invite. Primele 6 persoane pe care le văd, ălora le-aș dau invite. Zian, habar n-am cum te cheamă, mi-ai zis mă, dar nu înțeleg. L-am văzut pe OK, Ștefan. L-am văzut pe Ștefan. L-am văzut pe Daniel. Samuce. Nu-l mai văd. Samuraiul. Sau Samuel, bro, ce era, bă? Nu, mă, cred că era Samuraiul. George Dincă. Te-am la prieten, bro? Nu știu dacă te-am la prieten, sincer să fiu. Nu te-am la prieteni. Nu te-am la prieteni. Ai ID-ul meu pe chat, încearcă să-mi dai și mie un ad acolo repede și îți dau invite. Samuel, Yaniz Ro, Yaniz. Cum Yaniz? Yaniz? Bro, cum Yaniz? Că nu văd Yaniz. Sau Yaniz cu 2 din N. Aparent, nu știu cum ați reușit, dar văd că au mai intrat persoane. Ați dat codul pe cea nebunilor, ce ați făcut? Spuneți-mi sincer acum. Bro, cum ați intrat, mă, dacă nu aveați voie să intrați? Numai prin infracții știți să faceți de astea. Uite o leacă, mă. Ok, bun. Hai că e suficient atâta. Văd că deja au intrat persoane, nu mă întrebați cum au intrat cu japca. Nu știu cum au intrat, pe unde au intrat, dar... Combinatorul a intrat cu japca, bossul a intrat cu japca, Kyoto a intrat cu japca. Nu știu cum ați intrat, pe unde ați intrat, dacă ați lăsat... Habar n-am. Nu înțeleg. Deci, cred că a intrat toată lumea care era din transfer. Și dau așa, cred... Sau știi ce, hai nu ne ducem, Edgar, vreau să mergem și noi altceva. M-aș duce de data asta. Bro, vreau un kit, nu știu ce, vreau să încerc un kit. Chiar dacă o să fiu paletă rău de tot și nu o să am nicio treabă cu kit, dar știu că lui Alina îi plac pisicile. Bă, dar tu îți schimbi poza cu săptămâna? Nu, Alina, aștept să prind una bună. Până atunci o să tot schimb în continuu. Poți să mă bagi și pe mine, mă cheamă mă? Cum? Da, bro, nu, te-am luat pretenzian? Că nu te-am văzut. Bro, vrei să pușăm? Stați imediat, hai că o să băgăm și la puș acolo. Bă, Alin, bă, deja ești rău, bă, deja ești rău. Și te-am crezut prieten, bă, Alin. Aparent și internetul ăsta cândva era de partea mea, acum asta e partea două. De refresh, îs mândru? Bro, n-am cum să dau refresh. Cum adică să dau refresh? Stai, ce? Ok. Am crezut și eu că îl prindem, dar aparent... O alunecat. Nu te cred că m-a nimerit. Bro, și încă mă nimerești. Thumbnail, mamă, ce mi-a dat. Ba chel, ba cu comanac, ba cu șapcă. Mulțumesc, Alin. Mulțumesc. Chiar te-am crezut, prieten. Pot să mă joc cu tine, mă, pe mine mă cheamă Code Madeleine. Stai că nu știu care dintre cei doi. Îți dau imediat. Ți-am dat de imediat, o să accept. Am luat moderator cu japca. A, ei ți se va scoate dacă e cazul. Poți să dai un brawl pass la un abonat? Nu am în plan să mai dau brawl pass-uri.
Nu mai am în plan să dau brawl-ul pe sora absolut deloc. Poate doar persoanelor ultra active, dar nu. Nu vreau să mai dau bani pe chestii de astea și nu. Bagă-mă și pe mine mă cheamă Cristi07, te-am la prieten Cristi. Îți am dat o friend pe invite secundară Ministas, ok, o să-ți accept imediat. Ce faci Matei, cum ești? Abia acum ți-am văzut mesajul Matei, că am dat mai sus. Thumbnail de la live, ți l-am schimbat, ok, mersi, faină, Sani, n-am posibilitatea acum să mă uit, stai 2 secunde, pot să iau un moderator la 30 de ore, Stas, o să iei repede alea 30 de ore, că mai dăm noi ore, adică pe episoade mai se află cuvinte secrete, dacă le scrii acolo în secțiunea de comentarii, o să primești 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ore, depinde acum de fiecare episod în parte, cum a fost, de exemplu, episodul de... de One Block pe care l-am făcut de Minecraft, acolo s-a dat 8 ore. Deci acolo s-a dat cel mai multe ore, îți dai seama că acolo s-a luat grav rău de tot. Deci pe activitate, ok, bun. Hai mai facem încă o dată lobby-ul. Tot nu știu cui trebuie să-i dau invite. Schimbăm și noi scena ca să vă dau invite fiecăruia care îmi dă numele pe chat. Că din câte am înțeles, sunt unele persoane care nu au jucat cu mine și chiar aș insista să le dau lor invite, sincer. Acum fază însă și știu cine nu a jucat. Uite, îl iau pe Ștefan. I-aș da lui Leon, dar nu cred. Uite, că aud Madalin. Îi dau lui... habar n-am cui. Cristi07? Ba da, Cristi07 parcă mi-a zis la un moment dat pe chat. Hai de viața mea, ce e acolo cu combinatorul. Combinatorul. Amber. Uite, ma, uite că l-am văzut pe ma într-un final. L-am văzut și pe Amber. Degeaba l-am văzut eu pe Amber. Hai de viața mea. Așteptam să vedem, stați două secunde cum mai are de acceptat ma, să vedem dacă vrea să joace alături de noi. Dacă nu, vom schimba până atunci. Stați 2 secunde să vedem cum facem cu skinurile. Nu facem, bro, că sunt numai 30 de like-uri, bro. N-ai cum, numai 30 de like-uri. Bă, și fix acum voiam să dau skinurile pe Carl pe chat. Am vrut. E bine să vrei uneori. Am înțeles. Am înțeles. Ba, 42, bro, eu văd 30. Nu, sunt 30. Nu, sunt 30. Și-au rămas 30 și vor rămâne 30. Am înțeles. Nu mai pus nici pe mine, cum te cheamă Alexandru? Stai că îți dau invite pe urmă. No, că m-am împins, jură-te! Da, las-o. Bă, tu am ești dator cu un skin pe Brawl, șef, un Darky, dacă mai spamezi asta acum, ori îți dau și haide pe canal. Nu mai spamă cu chestia asta, după live, dacă este cazul, te rezolvam. Nu mai spamă cu asta. Acum am primit și pe Discord, nu mai spamă cu asta. Da, du-te, mă. N-am șanse. Ce faci, Matei, cum ești? Bro, e greu, bă. Mamă, dacă iar se adună toată lumea aici. Ok, hai, ok, hai, ok, că e bine, e bine, nu mai e bine. Bravo, ok, mamă, ok, o joacă, bro. O joacă ok, de ce să te mint? Bă, o joacă bine, rău.
Mamă, ce le-ai dat direct surțuri în casă. Ce faci, Ștef, cum ești? Bro, nu știu pe cine să mă duc, mă jur. Nu, că o sări și Edgar, uite-o leacă la el. Bă, viezure, ți-ai săpat acolo groapă și m-ai așteptat până am ieșit. și pot să mă joc și eu, te rog, sunt George Dincă. Da, dacă te-am la prieten, da, dau invite acum. Ce faci, Matei, cum ești? Petru, zi-mi cum te cheamă, ce faci, Lunetă, cum ești? Bro, sunteți foarte multe persoane de vreți să jucați, vai de viața mea! Bro, dar ăștia nu știu să facă lobby-uri de mai multe persoane. Bro, e foarte greu să-mi aleg atâtea persoane, mă. Habar n-am pe cine să iau la modul cel mai serios. Deci am văzut Petru, ce face Andix, cum ești, am văzut nu știu cine, am văzut-o pe mama, n-am văzut-o, glumesc, nu știu, habar n-am pe cine trebuie să iau, mă jur. Deci n-am înțeles nimic, 666, nici nu știu dacă e de pe live, nici nu știu dacă l-am văzut. Puffy, nu, mi-amintesc de Puffy. Mă jur că habar n-am cui trebuie să-i dau invite. David 2000 IQ, trebuie? O cei, bro, nu, ăsta n-are cum să fie numele tău, ăsta e un mim. I'm back, bănuiesc că I'm back. Ok, dacă aș putea să l... A intrat I'm back, aia zic, bravo, brother-ei. E tot ce trebuie. Ok, bun. Cu cine să mă duc? Mă duc Squeak sau Sal? Sau mă duc Edgar? Da, Matei, spune. Bagă-mă cu Cristi 07. Ok. Cred că e bine. Ba nu, nu e bine. Bro, e greu să vă dau invite, că habar n-am cui se spamează aici și oricum se intră cumva, nu știu cum. Aici e skin-ul pe mare posa, nu? Nu, ăla nici nu știu cum se ia, dacă nu cumva, Sara, tu cum l-ai luat? L-ai luat de la Branket, nu? Sau cum? Nu mai știu cum l-a luat Sara. Nu, ăla nu l-am primit să-l dăm. Ok. Am o best gamere, ia-o best gamere. Am înțeles, am luat-o eu. Mulțumim best gamer că ne-ai ajutat aici să o luăm pe cocoașă mai bine decât se putea. Ce faci, Petru, cum ești? Uite, Petrule, pregătite aici să pierd ca de obicei. Tu ce faci, Petru, cum ești? Bro, vine tatăl meu din Germania și peste 2 luni ziua mea. La mulți ani de pe acum, Matei. Și ziua mea este pe 2 aprilie, cu o glumă întârziată acolo, deci nu mai e mult și imediat fac și eu 22 de ani. Nu știu dacă e de bine sau de rău, aparent cred că e de rău că a venit Cristi pe mine. Bravo, bravo, mamă, ce-a jucat. Aia zic, perfect. Mă duc să le iau și pe astea. Fuck off. E bine, măcar atâta, e bine, măcar atâta. Pe Brawl Stars mă cheamă Ember. Bă, băieți, hai și noi cu like-ul ăla dacă vreți skin-uri pe chat. Dacă vreți să câștigați skin pe Sultan Carl. Deci doar dacă apăsați butonul ăla de like o să primiți. Aveți norocul, aveți noroc, vorba vine. Aveți pile la mine să câștigați. Ok, bun, deci tot văd că, bă, fratele meu, bă. Ok, schimbăm și noi scena, că nu vreau să se vadă aici absolut nimic. Am tras perdeaua, nu se vede absolut nimic, ok? Bun. Acum, care-i faza? Cine vrea să joace alături de mine? Că nu înțeleg. Spuneți-mi, vă rog frumos, Cezar, tu vrei să joci? Nu vrei, ok, bun. Altcineva, am rezolvat cu Cezar. Ok, văd acolo Ștefan, îl luăm pe Ștefan repede. Dacă văd că intră cineva și mă pun să plâng. Code Madeline, ok, bun, Code Madeline.
Cezar, voia și Cezar, așa-i? Dă-mi invite-ul la Cezar. Ok, Amber, uite-l pe Amber. George Dincă, bro, eu te-am la aparent, da, te-am la prieten, cred că ți-am acceptat acum. X, nu știu dacă e cu noi, habar n-am, X, tentațiune. Eu vreau, Cristi, nu mai știu cum te cheamă, Cristi07. Eu te rog, Zian, nu știu cum te cheamă, Zian. Cred că te cheamă mama, m-am dus acum doar pe memorie. Nu știu dacă te cheamă așa, vreau eu. Bro, stai că nu mai înțeleg nimic, mă jur. Zeta, nu e Zeta alături. Noi, eu vreau Daniel, Daniel. Daniel. Ok. Cristi? Bro, Cristi mi-a refuzat invitația de vreo 4 ori. Bine, cred că Cristi, acum nu știu. Ok, și Stas? Am înțeles. Mi s-a bugui lobby-ul. Ce îmi place să mă joc Brawl Stars seara la ora 9. Jură-te că fix acum și-o găsit să mi se blocheze mie lobby-ul. Când stau și mă chinui să adaug pe toată lumea. Bă, du-te mă de aici. Hai că îi luăm în ordine. Invite rejecte. Am înțeles. Amin, șmecherul Gabi, vreau un Gabi, nu avem niciun Gabi aici, nu, ce faci Infinity, cum ești? Nu vrea Gabi, nu, Ștefan, David, uite-l bă, David. Deci, e gata, m-ați pierdut. M-ați pierdut la, nici nu mai știu la cine. George Dincă, luăm și pe George Dincă. David, luăm și pe David. David, acceptă-mi, tot îmi refuză. Ok, am back, îl luăm pe AMB. Cum e full, mă? Băi, dar iară sunteți vagabonzi, mă. Ok, hai că e bine așa. Amini și Minchiru văd că nu vrea să ne accepte. A intrat cineva, nu știu cine. Bro, dar cum dracu intra? Îi dați în vibe, mă, nu? Sau cum dracu intrați, mă? A intrat Alexiu, cumva. Și de aici îmi iau eu atâtea înjurături. Vai de viață, mă. Bro, dăm așa. Știi ce? Dau un meci așa. Nu mai înțeleg absolut nimic. Nu mai înțeleg nimic. Vreau cu tine, Stas. Ok. L-am luat pe Stas cu mine. Scuze că am intrat acum pe live, am fost plecat la Lidl și ce ai luat bun de la Lidl Infinity? Ia zi nici nouă. Ce săptămână e săptămâna asta? Că nu-mi dau seama. Știu că e o săptămână din martie, dar mai mult de atâta nu știu. N-am mai fost la Lidl de mult. De foarte mult timp. Și nici cu o să mă duc. Mamă, ce dă, bă! Mamă, ce baie le face a mea, uite o leacă! Bro, ce naiba, mă! Bă, băieți, aici e faza că dacă sunteți nespărați, noi vă ajutăm. Deci apelați la Stas că nu-i problemă. Vă face duș și ea. Aia zic, trăiți-ar, mamă, Stas, ce naiba. Bro, eu n-am apucat să fac nimic. Ok, îl aștept pe Stas, că știu că el va face mai multe decât aș putea face eu. Nu te cred, bro! Bă, da, Stas joacă bine, mă, cu Amber, joacă bine. Amber! Cred că așa se numea brawlerul ăsta. Nu, chiar joacă bine. Bine, dacă ar fi avut și un coechipier mai ca lumea, nu pe mine, ar fi fost și mai bine. Marți azi. Stai că nu e bine. 2 secunde, bă, băiți. Încercăm și noi să refacem aici treaba.
Încerc să mai adaug și eu să văd pe cine. Pe cine n-am văzut să joace. Încerc să adaug pe alte persoane. Jură-te. Îți bat joc de mine și iară s-o bugui lobby-ul și îmi bag un bot și o să-mi dea mare crash. Nu știu care fază, dar văd că așa o să se întâmple de acum încolo. Habar n-am care e faza. Vreau să-i dau lui Gabi, dar nici nu știu dacă Gabi e cu noi. Habar n-am. Deja e full iară. Și iară am un bot aici, the fuck. Sper că nu s-o buguit așa, că dacă s-o buguit iar așa, îmi va da un crash și mă pun să plâng. Ai de viața mea, știi ce? Aveți codul aici, sus în stânga, cei care vreți să jucați, puteți intra pe codul ăsta, eu chiar vă aștept aici, nu o să mă mișc absolut deloc, o să aștept să intre lumea. Deci codul este XGBYVQLA, cine vrea să intre să joace alături de noi, e bine primit și îl și păstrăm. Așteptăm să vedem cine intră, că e groasă, e groaznic. Ok, am uitat să dau aici chat live. Hai că a intrat lumea aici, nu știu pe cine ar trebui să bag cu mine. Habar n-am, îl las pe combinatorul momentan. Și cu ce brawler să mă duc, că nici n-am din cine alege, nu prea am așa mulți brawleri. Habar n-am, știi ce, mă duc cu un Edgar, am încerc norocul. Petru, ok Petru, hai că luăm pe Petru atunci cu noi. Am cel mai mare delay. M-a băgat în meci la ranked. E bine la ranked. Să vezi acum ce o să te ranchezi. Ok, hai că ar trebui să câștigăm noi. Așa, Petru? Am înțeles, nu o să câștigăm dacă nu mergem împreună. Că până la urmă tu ești bull, tu ești ăla cu glonțele, eu sunt ăla pe rugăciuni. Bă, și câte mai era să-l iau, bro? Du-te cu Angela, poate merge pe apă. Da, mă, uite că are dreptate și Matei. Are dreptate și Matei, ma. S-au adunat toată lumea acolo. Groaznic. Când dai skin-ul la 70 de like-uri. Am zis la începutul live-ului. La 70 de like-uri o să dăm skin pe chat gratis. Când m-am uitat ultima dată erau 35 de like-uri. Deci nu știu. Mamă. Bă, să jucam. Ok, bun. Cine vrea să mai intre să joace, aveți codul aici pe ecran, XGBY669U. Cine vrea să intre să joace alături de noi, se poate prezenta aici cu un cod extrem de șmecher, XGBY669U. Nu își va da nimeni seama că ăsta este codul din Brawl Stars. O să creadă că este codul de la o toaletă publică. E mult și bine până acolo. Vreau și eu să joc în echipa ta, sunt combinatorul. Vreau să joc cu Alexiu să fie cel mai nou player și să piară și să facă timp cu tine. De că și copilul tău face timp. Ai dat like botul? Eu nu dau like singur, din păcate. La început de carieră, da, îmi dădeam like singur. Acum nu mai am răbdare să stau să mai dau like. E gata, am îmbătrânit eu. Aparent, hai că a intrat lumea. Mergem așa atunci. Văd, mamă, deja lumea o dat și ready. Bă, moment, huate, rema lui Pitagora.
Mamă, teorema lui Pitagora, vai, e viața, mă. Un youtuber m-a făcut să vomit, cum așa? Mamă, stai două secunde, că nu-i bine. Bro, what? Cum o nimerit? Cezare, fugi! Cezare! Nu mai fugi, Cezare! Maoleu, cum am dus, bro, nu te cred! Bă, e OP, bă, bă, Baz, e OP, e OP. Și combinația asta, Baz cu... Baz cu Edgar, bă, e o combinație foarte bună, sincer să fiu, chiar este o combinație chiar foarte, foarte bună și, bă, se rupe, bă, se rupe. Da, Petru. Un YouTuber m-a făcut să vomit și vomit și până mă doare totul și mai și plâng. Bă, tu. Tu e Edgar și eu Baz. As win. Dar nu ești aici, Petrule. Bro, să mă duc tot așa. Mă duc piper atunci. Nu trebuia să-i dai timeout nociv. Nu trebuie. Te uita la ce ți-am dat tag pe YouTube? Nu, că n-am primit tag. Nu, m-am uitat azi că au vrut Sunny să ne uităm și n-am primit tag din partea ta. Am primit la alte chestii, nu mai știu. O să dai cu bot skin-urile? Nu, le dau pe chat. Le dau de repede, cine prinde, prinde. Nu mai stau cu bot, n-ai bot și nu mai am chef. Ia-l pe Spike! Să-l iau. Bro, nu-l iau acum, vreau să-mi încerc norocul și cu Piper și după-l iau. După îl iau pe Spike. Ce faci, Alin? Cum ești? Hai, că e bine, e bine, e bine, e bine! E bine, Cezar! E bine, Cezar, hai zic! Hai zic, tată, bravo, bravo, bravo. Hai că e bine, e bine. Hai dă-i mort. Hai dă-i morți, de fapt, că sunt mai mulți. Ok? Stai două secunde, am crezut că vine Edgar-ul ăla obraznic și sare dintr-o dată pe mine, apare nu. Du-te, mă, că fix atunci a ieșit și tu din buș. Bro, Edgarul ăsta va sări peretele după mine? Întrebare întrebătoare. Like pentru partea a doua. Da, clar va sări peretele pentru mine. De ce nu? Uai. M-a culcat toată lumea, m-a culcat. Că m-a prins, ce faci tu, caci cum ești? M-a prins toată lumea acolo în colț. Jură-te! Crezi că voi ajunge vreodată la suma de 100.000 de abonați? Normal, logic. Depinde. Dar în prezent, absolut oricine poate ajunge la suma de 100.000 de abonați. Adică nu mai e nimic wow să ai 100.000 de abonați. Am văzut o grămadă de persoane și cunosc o grămadă de persoane de au reușit. Bă, 100.000 de abonați încă e o sumă mică, dar am văzut persoane ce au reușit să facă 1.000.000 de abonați postând niște chestii care, bă, na, atrag, nu, atrag pe priviere, de ce să vă mint? Bă, și eu mă mai opresc și mă uit. În care deschizi cutii și vezi acolo ce pică și cu melodii de alea ultra depresive.
Nu, nu, bă, numărul de abonați se face ușor. Deci numărul de abonați se face foarte ușor. E foarte, foarte greu în momentul de față pe platformă să rămâi, să staționezi pe platformă. E foarte greu. Adică aici, în prezent, devii foarte, foarte ușor irelevant dintr-o dată. Și devii foarte ușor relevant. Deci 100.000 de abonați, absolut oricine are șansă să facă. Doar eu am făcut 20 și ceva de mii de abonați din prostii. De ce să vă mint? Ce am făcut eu 20.000 de abonați ca de content bun? Ce am făcut? Nu. De pe short-uri. De pe short-uri. Am postat short-uri, toată lumea a intrat, o dat like acolo. S-au abonat și aia. Du-te că ți-am dat! Cezare, fugi, fugi, Cezare. Am înțeles. Nu mai contează. E greu, bro, e greu, mai ales dacă ne prinde într-un colț, e greu, rău de tot, nu mai avem nicio șansă dacă ne prinzi careva în colț. Atât a fost. Nu mai avem șanse. Da, la 50 de like-uri skin-ul, am zis la 70, nu. Nu, că nu mai am alte skin-uri. Și nu mai am posibilitatea. Cine știe când o să mai fac rost de elixir, deci nu știu. Bro, cum stai în bec aici? Sunny, cred că e momentul să scoți din moderatori. Cred că vine momentul că... ar fi mai bine. Lasă să vină alții noi. Care să facă ceva. Adică scoate, nu, Sunny scoate doar la cei sunt inactivi. Deci pe cine n-ai mai văzut de mult timp, îi poți scoate moderatorul. Deci doar persoane inactive. Oricum eu am început să scot deja, am scos acum la două persoane. Mamă, e frumos cu VPN. Mai jucăm cu VPN-ul, că merge, merge treaba. Să nu-și dea seama chinezii. Mamă, bă, dar, bă, ok, joacă bine rău. Joacă bine rău, ok, mamă, cât damage-o dat, bă, ok, bă. Când o să fiu mare, sper să fiu ca tine. Bro, n-ai cum așa ceva, bă, o joacă bine rău. Ok, ce care vreți să jucați? Nu Brawl Ball în niciun caz. Vreți Brawl Ball? Hai, băgăm un Brawl Ball de la obraznic. Uite, de 5v5 băgăm ăsta. Și hai să vedem acum care e faza la Brawl Ball, să vedem. Bă, poate, poate, cine știe. O să mă bateți acolo, de, mă uscați de 10 ori mai mult. Așa că aveți codul aici, XGBJQR5, de fapt, ăla e 5 ultimul. Cine vrea să intre să joace, aveți codul pe ecran, XGBJQR5. Dacă vreți să rămâne pe Insta, ce-ți anotrag, uite-te pe la ce am postat, sună ca și cum ar fi promovare, dar nu vreau să fie, vreau doar să văd cum reacționeze reacții live. Ce faci, Alin, cum ești? Mi se văd mesajele? Da, acum ți se văd mesajele. Alin, dacă ai scris ceva mai sus, n-am văzut mesajele alea. La mulți ani, Infinity. Maoleo, ce aici, bro? Eu mă duc cu un Spike sau... No, mă duc cu un Squeak, aia zic! Mă duc cu un Squeak, bă, băieți, că să vă dau acolo cu jucării la casă, la ușă. Andrei Moldovan, nu știu cum te cheamă. Nu știu cum te cheamă, nu știu cum te cheamă pe Brawl Stars. Hai, bă, băieți, că trebuie să se câștige. Deci meciul ăsta trebuie să fie câștigat lejer, fără probleme. Nici nu trebuie să ne chinuim să jucăm. Stai așa că nu prea e bine ce se petrece aici. Hai că l-am luat și eu pe băiatul nostru. Cred că ne luăm bătaie, de fapt. Cristi, dacă ești activ, ți se adaugă ore. Stai că... Deci e lejer. Aia zic, bine, hai că nu-mi folosesc încă, ba, hai că îmi folosesc ultima ta aici.
N-ar fi trebuit să o folosesc, am văzut că a omorât lejer al nostru. Aia zic, frumos, hai. Bravo, bradere, aia zic, ești viața mea, Santa. Hai că se poate. Câte ore am, scrie ore pe cea și vei vedea câte ore ai. Eu nu știu, momentan n-am cum să-ți văd orele că sunt în meci. Ok. Frumos, bravo David, hai bă băieți că-i câștigat meciul, îi câștigat lejer, bravo mă. Bă, și-am crezut că o să pierdem, mă. Bă, uite-o alea, că m-am dat cel mai mult damage. Hai bă, că nu sunt așa noob, mă. Hai că merge. Am crezut că sunt ultimul noob. Aparent sunt noob, dar nu, nici chiar așa. Pot să blochezi pe Streamlabs? Cum adică să blochezi pe Streamlabs? Bro, e robotul nostru. Na, nu știu dacă pot să-l blochezi, habar n-am. Ce face Manuel? Uite l-ai și pe Manuel. Ce faci, Manuele? Cum ești, tată? Eu am slab în echipă. Lasă că mă bag eu în echipă cu tine, Petru. Dacă ești aici cu noi, lasă că facem noi un schimb. Mamă, ce e aici? Ia joacă pe asta. Ok. Bro, mingea aia n-o mai văd. Stai așa că vine Bibi după mine. Ok, e bine. Bravo, I'm back. Mamă, bro, se joacă aici. Aici se joacă, n-ai cum. Mamă, du-te, bă, frumos. Frumos, bă, băieți. Altceva, next level, ok. Hai să schimbăm și echipele. Că... Oh, am dat ready. Bun, hai să schimbăm și echipele să vedem cum ne descurcăm cu echipele puțin schimbate, inversate. Uite, mai putem adăuga ce e asta, bro. Habar n-am ce e modul ăsta, deci joc e prima dată când îl văd. Uite, îi dau invite lui Mac, îl văd aici din prima mea, dar rejecte de 3 ore, am înțeles. Nu-l mai luăm pe Mac. Am dat invite acolo la Mac, crezând că vrea să joace. Am avut treabă cu teste și cum am mers cu testele, Emanuele? Mai reziști, nu ești extenuat. Eu când dădeam un test trai țară, nu mă vedea nimeni. O săptămână dispăream de tot. Deci mă dădeau dispărut la poliție, la tot. Nu, e gata, când erau teste, tezi mai ales. Petru? Stai așa, Petru ești aici? Ok. Bro, l-am luat pe Petru, nu? Da, hai că l-am luat pe Petru. Toată lumea văd că s-a dus. Cred că Fang, cred că ăsta e Fang. Cred că brawlerul ăsta este Fang. Și văd că toată lumea s-a dus aici Fang grav rău de tot. Și bă, băieți, hai și noi cu butonul ăla de like. Bine, în seara asta nu cred că mai facem chestia cu skin-urile, că nu s-o dat like-urile, dar mâine seara voi trage mult mai mult și poate mâine seara vom reuși să dăm mai multe skin-uri, poate mai fac rost de ceva skin-uri, sper să reușesc să mai fac rost de ceva skin-uri ca să vă pot da. Așa că ne încercăm norocul. Mine face live de la 17, dar de ce de la 17? Stai așa. Mă gândeam să fac live puțin mai devreme, sincer, să încerc să fac live-uri de acum mai devreme, că văd că lumea vrea live-uri cât de devreme posibil și aș încerca, da. E greu cu mine, e greu. Ce faci, Sofia, cum ești? Ok. Maoleu, du-te, mă, cum mă... Am murit acolo. Mamă, că o sărit Edgar-ul ăsta pe mine. Îmi dă la ficat, m-o tripat. Nu te cred ce mi-a făcut Edgar-ul. Ok, hai că muri Bibi. E bine, măcar atâta. Aia zic, frumos. Hai că dau și eu ultima ta asta blana aici. Am dat pe lângă, nu s-o dus pe nimeni. Hai că a luat-o cineva, dar nu a murit. De la normal, că de ce ar muri. Logic. Bun, hai să vedem. Hai, că ar trebui să fie meciul nostru, nu-mi retrag cuvintele. M-au nimerit! Nu te cred!
Nu, bro. Nu, ne cam luăm bătaie. Ne cam luăm bătăiță și nu, nu-mi place cum sună chestia asta. Nu-mi place bătăița. Aaa, nu, e ca și cum n-aș mai fi luat. Au, 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 au. Hai că e bine, e bine, e bine, e bine, bă băieți, e bine, e bine, e bine, avem o șansă să-i batem, nu mai avem nicio șansă că mi-o dau mare șpiț în gură. O da pe lângă gura aia, zic, noroc că am stat cu gura închisă. Ok, hai, hai! La limită, nu te cred, atâta! Deci 2 kg, alea se făceau instant. Aia zic. Bravo, bă, băieți. Bă, Infinity, nu știu, cum vrei tu. Vreți alt party? Hai că facem alt party. Nu știu dacă vreți tot modul ăsta de joc. Eu încerc să vă adaug tot modul ăsta de joc. Aveți codul aici pe ecran. XGB SBNUF. Cei care vreți să intrați să jucați. Hai că i-am dat invite lui Dinca, lui George Dinca, că am văzut că mi-a zis acolo pe chat. Ok. Nu știu dacă mai voia cineva. Spuneți-mi direct numele pe chat cei care vreți. De asta i-am dat invite, că i-am văzut numele. Petru, Petru, Petru. Stați două secunde, dăm un meci așa, după care schimbăm. Da, Nociv, zi. Bro, să mă duc tot așa, mă duc cu un Edgar, nu? Că cu Edgar-ul mă prindeți la colț și îmi dați, mă trageți de fulară. Ce faci, Pro Brawler, cum ești? Până la cât ții live-ul? Bă, îl mai ținem, nu știu cât. Mă, ne dau testul la biologie, sper să iau o notă mare. Vei lua o notă mare, crește, e fai de viața mea, nu-i va veni să creadă profesoarei de ce notă ai luat. S-o buguit iară lobby-ul? Zim, te rog, că nu s-o buguit iară. Sau? Sau e așa. Bă, băieți, hai și noi cu butonul ăla de like dacă vreți să dăm skin-urile pe chat. Deci dacă vreți să dăm skin-urile pe chat, hai și noi cu like-ul ăla, bă, băieți, și dăm skin-uri, dăm, dăm. Cred că s-o buguit, așa-i? Da. Am luat nou la autodictare. Dubios, Infinity, nu mă așteptam să meargă, dar văd că s-a buguit. Ok, bun, stați două secunde să rezolv și eu problema asta. Mă gândeam eu că botul ăla nu vrea să joace cu noi. Mă gândeam eu că e ceva suspect cu el. Ok, bun, deci Ember vrea să joace cu noi. Hai să vedem care e faza. Stați două secunde că vreau și eu să nu primesc niciun invite de la nimeni. Și îi dăm invite lui Ember, că a fost prima persoană pe care am văzut-o. Deci, ok, Ember, l-am luat pe Ember, altcineva? Dark, bro, nu știu cum vă cheamă, bro, spuneți-mi direct numele vostru fix atunci. Cui să-i dau invite? Și eu, nu și eu, spuneți-mi numele, Daniel, uite, Daniel. Că mi-e mult mai ușor pe nume. Cezar, 12, X... Bro, pe X nu-l văd. Ok, George Dinca. X, nu știu, mai la prieten, bro, nu te văd absolut deloc. Petru, Petru, Petru. Nu, bro, mi-a dat... Cum? Samuraiu? Mi-a dat decline de ăla. Petru, ți-am dat, Petru. Am dat la toată lumea. Petru, i-am dat. Samuraiu mi-a dat decline. Cred că o mai primea de la un prieten sau ceva și mi-a dat. Sau ai apucat să intri? Că nu-mi dau seama. Nu, nu a intrat Samuraiu.
Ok, bun, lăsăm echipa așa. Să văd și eu, poate mă duc cu alt brawler. Uite, vreau să încerc și eu cu Grom. Nu știu dacă e ceva ok, dar încercăm așa. Bă, nu știu, am apăsat pe samurai și mi-a apărut că mi-ai dat respins. Am o glumă, vrei să ți-o spun? Spune-ne, bro. Stai așa să vedem dacă dă și George Dinca acolo un ready cu Daniel. Tu mi-ai dat decline. Uai, ce mapă e asta, bro? Stai așa că nu cunosc mapa. Vai, bro, mapa asta e infernală, mapa asta, mă jur. N-am jucat niciodată pe o mapă mai urâtă ca asta. Bro, mapa asta e grea rău de tot. Aparent dacă și internetul ține cu inamici, e normal. După jucăm Brawl Ball. Nu iară, Edgar! Bro. Au? 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 Bibi și-o dat acolo a Hyper Charge-ul ăla bine rău. E că-i bine. Ești cumva o ciocolată că m-aș topi după tine. De ce doar pentru abonați? Adică. Na. No, că nu s-o spar peretele ăla și puteam să jur că se sparge. Hai că totuși noi câștigăm. Hai că mai trebuie unul să eliminăm. Hai, cred că l-a luat al nostru. Care va, pe cineva, cândva, aia zic, hai că a murit, ma. E bun. Hai că merge și așa, bro, vreau și o alt brawler. Dați-mi o idee de brawler. Mă duc Spike, știi ce mă duc odată? Spike, să vedem cum o să funcționeze și cu Spike-ul ăsta. Am văzut cum că ați vrea Brawl Ball, așa că încerc să vă adaug aici un Brawl Ball. Ca să scrie în chat, e doar pentru abonați, da, așa este de la YouTube. Oricine poate activa chestia aia și cine vrea să scrie în chat, da, trebuie să fie abonat de cel puțin un minut. Ca să nu vină mai multe persoane cu 1000 de conturi și să fie boți și... Ești cumva o școală că aș băga niște co... De obicei dau skip la partea asta. Ești cumva un minut de la mine că ești big tasty. Era să citesc direct tasty. E bine, e bine. Mă merg cum încă înțeleg ce se petrece. Sincer, și eu. Și eu. După atâta chinuială ce se află aici, e bine, e bine. Hai că merge. Am un rez, rezul este bun, ești cumva o oglindă că m-aș uita mereu la tine. De fapt, cred că așa sună puțin mai bine. Uite-le și pe Edgar-ul ăsta care vine după mine. Cred că ar trebui să dezactivezi VPN-ul, dar nu-l mai dezactivez în seara asta. Mâine seara când vom face live o să nu o să mai fie activat VPN-ul. No, că și-o dat, am înțeles, o jucat-o bine. De cât timp te joci Brawl Stars? De 2 luni. Cam de 2 luni m-am apucat de Brawl Stars. De fapt, cred că de la primul clip de pe canalul cu Brawl Stars. Atunci. Cam de 2 luni, cam așa. O jucat, Ofeng. Tot de cât timp te joci? Mamă. Mai am și eu cu cine să vorbesc. Nu-i Sara, nici Nicol. Alexi, o să cadă pe... Bro, se joacă grav aici. Uite o leacă cum vine Edgar-ul. Ești cumva în telefon ca să mă uit la tine? Că te iubesc. No,
Noroc că avem aici niște copaci. Hai, bradere, hai, bradere. Bro, fengul ăla se teleportează direct în suflet. Eu joc Brawl Stars de 4 ani și ai toți brawler. Câte trofei ai, bro? No. No, nu-i bine, nu-i bine. Bro, ce joacă Malaf? Eu de 6 ani. Bro, dar de când e Brawl Stars-ul? Stai așa. De când e Brawl Stars-ul? Dacă joci de 6 ani, de fapt, eu când m-am jucat pentru prima și prima dată Brawl Stars, cred că eram în general sau în liceu, habar n-am. Eram puștan în orice caz. Când a apărut și îl descărcai numai de pe Aptuit, dacă nu cumva, că nu era încă lansat, era doar variantă pentru China sau nu mai știu cum era atunci. Înțeles. 2017, da, uite, 2017 s-ar putea. Că mă jucam pe atunci, mă jucam foarte mult Clash Royale și Clash of Clans. Mai ales Clash Royale, îți dai seama. Și atunci îți dai seama că era ceva Brawl Stars. Dar nu, bă, nu prea au fost așa jucat la început. Cum e în prezent? În prezent, sincer, o cam bubuit. Nu, iar Edgar! Bro, n-ai cum. În 2017 era în beta Brawl Stars. E obsedată. Bro, ce îmi place VPN-ul. Hai că totuși am câștigat. Eu am 29.000 de trofei, eu am contul din 2018. Aia zic, bro, nu mai vreau Spike. Cred că mă duc și eu pe un Edgar. Îmi încerc norocul cel puțin. Hai, refacem lobby-ul să vedem dacă sunt persoane noi ce vor să vină să joace alături de noi. Băgăm tot Brawl Ball, că văd că vă place. Sau nu vreți basket, nu cred că vreți basket, nu? Lasă, mai bine fără basket. Mai bine fără basket. Ok, bun. Samurai, uite că Samurai a zis din prima aici, numai să-l găsesc. Uite, Samurai-ul. Anto, uite că a zis și Anto din prima. Ce faci, Nicolas, cum ești? Eu nu mai joc. Seara faină, Cezar, mulțumim mult că ai fost alături de noi. Toate cele bune. Chiar înseamnă foarte mult că ai fost alături de noi. Noi te așteptăm aici cu cel mai mare drag în fiecare seară la ora 8 cu câte un live. Anto, ți-am dat Anto. Nu, ba da, i-am dat lui Anto. Iar team, ok, restul vă că au intrat direct. Mamă, ce au intrat lumea aici, n-ai cum. Ok, bun, hai să vedem. Bro, new, ce-i new aici, ia să vedem. A, s-o scumpit ăsta dintr-o dată. Frumos, frumos. Dacă nu l-am acceptat noi să fie mai ieftin, măcar acum să-l cumpărăm când e mai scump. Hai că încercăm așa. Văd că suntem doar melee și mi-e mai lipsesc 3 brawler. Ce brawler îți lipsesc? 3 brawler. Așa că, gen, vorbesc așa mai greșit, că de ce nu? Da, Nicol. Nu ne pui în dificultate, deloc. E ok. Ce faci, anonim, cum ești? Să dați și voi un ready. Să mă rău și alege brawlerul acolo. Cred că nu s-o hotărât încă. Dacă îi jucăm acum cumva, dați Edgar versus Edgar versus Feng versus mama versus mama altcuiva, e clar. Atât ne-a fost. Eu am toți brawlerii. Bro, și eu vreau să am toți brawlerii. Bine, poate nu pe toți, dar bă, vreau și eu să am 2 legendari. Ia să vedem acum care e faza. Mamă, ce mi-a dat Bibi Trăițar, că mi-a dat numele Domnului, ești nebun? Fix în numele Domnului mi-a dat Bibi. Seara faină, boss, mulțumim mult că ai fost alături de noi. Chiar înseamnă foarte, foarte mult. Uite aici. No, că o da golul. Știa că skin-ul Konga lui Mico vorbește în chineză, what? Mă jur că nu știam chestia asta. No, ce s-o dus a meu. Bro, vin înapoi. Iar se dă gol. Feți antenă că nu-i bine, nu-i bine, nu-i bine. Ok. Fugi, fugi, fugi cu mingea. Fugi că eu dau un cuptor. Hai că am încălzit cuptorul. Am jucat bine, bro, ai jucat bine, rău. Numai că ai dat target pe mine acolo. Numai tu m-ai omorât. Ia să vedem acum care e faza aici.
Mamă, bro, cum e Bibi? Hai, hai. Am înțeles, nu mai hai nimic. Îmi lipsesc Mac, Chester și Charlie. Și brawlerul tău favorit care este? Am crezut că îl bat fără să mai folosesc absolut nimic pe el. Deci chiar am crezut pentru câteva secunde că o să-l bat rău de tot. Așa am crezut. Acum că nu s-a întâmplat chestia asta, eu zic că e de rău. Am înțeles. Iarăși o încălzit cuptorul. E bine, bagă pe fundul la muzică, brachet, te amo 2. Uite bă, la Fink, bă! Mamă, iară m-a împins. O Kong e din mitologia chineză, e o maimuță care are legătură cu Celestial Realm. Raiul bazat. Stai așa două secunde că m-am băgat aici pe... Nu m-am mai băgat că m-a împins Bibi. Bro. Cine împinge? Bă, Bibi chiar e foarte bună, mă. Chiar e foarte bună în echipă. Dacă ne prinde pe toți la oaltă, ne-o împins, ne-o nenorocit. Premiul la rank 25 a fost pe Mortis al doilea, l-am făcut pe Edgar. Hai, hai best gamer, că e meciul nostru, e meciul nostru best gamer. Nu mai e meciul nostru, iară! M-au luat, bă, cuptoraș, ce tot ai cu mine? Hai, poate nu se dă gol, cine știe, mai sunt 20 de secunde aici. Sper să nu luați voi mingea, am luat-o eu. Zic bravo, bravo, bravo! Am înțeles. Când ai skin la 70 de like-uri. No! Hai de viața mea ce-o jucat-o. Bă, o jucat-o bine rău, mă. Chiar o jucat-o bine rău, de ce să mint. Bă, ne-o rupt rău. Pe genunchi ne-o rupt. Atât ne-o fost. Hai băgăm încă o dată așa. Și vă las puțin să intrați, să vedem cine vrea să mai joace alături de noi. Aș da invite, dar nu știu cui ar trebui să dau invite. Cine vrea să mai joace alături de noi. Deci pot să zic că e Mortis. Eu nu știu să mă joc Mortis. Mi se pare un brawler foarte, foarte greu. Text cea muted. Ia să vedem acum care intră. Codul este XGBVKE28. Mamă, ce coduri. Eu sunt Bibi. Ok, văd că a intrat aici toată lumea care trebuie. Stați două secunde să fac și eu ceva aici. Să vedem și noi câte like-uri avem. Avem doar 60 de like-uri. Am înțeles. Nașpet. Dar poate până mâine reușesc să mai fac rost de ceva skin-uri. Sper, sper să mai fac rost de ceva skin-uri. Bun, hai să vedem acum care faza, bro. Nu mă mai duc Edgar. Mă duc și eu de data asta. Ce să mă duc? Încerc un Angelo, știi ce? Vreau să încerc un Angelo. Numai că o să fie greu cu Angelo, bro. Poate nu, dar dacă ajung băieții pe mine, gata, am pus-o rău de tot, nu mai am nicio șansă. Dacă te uiți la Aniza, nu știu cum, Rebrand cu Kong, pare mai serios. Dacă la Lego Monkey Kid sau Monkey Kid 2023, eu o să vezi că e mai copilăros. Ce mai faci? Cum e viața tristă? Să dați și voi un ready, bă, băieți. Uite că își alege brawlerul meu. Ianis, du-te ceva mai slab ca să putem să vă batem. Te bat? Hai, te rog, nu, fără violență. Nu ne place violența. Sara, te pofura și să mergem la Mac. Păi și cu Nicol, stai. Kyoto. Și Nicol. Promit că te car. Ok, bun, bă, băieți, ăsta trebuie să fie meciul nostru. Jură-te că acolo am dat pe lângă. Pot să jur că nu a fost pe lângă. Am dovezi că, de fapt, n-ar fi trebuit. Bă. Asta e o glumă. N-ai cum așa ceva. Ok. Ok.
Hai că al nostru s-a dus cu mingea, habar n-am unde s-a dus. Am dat în Bibi fix degeaba, am dat în Bibi. Bro, ne rup. Pe genunchi ne rupeți. Ce-am zis? Pe genunchi ne rupeți rău. Ce faci, Andrei, cum ești? Ok, văd că e un Edgar aici. Poate n-are prea multă treabă cu mine. Văd că mai e și Fengul ăsta care tot treabă cu mine are. Nu știu cum s-o nemerit ca am doi să aibă treabă cu mine. Nu, 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 nu e bine. Lasă mingea, pleacă. I-am dat pasii și pe urmă mi-am dat pasii înapoi și s-o dat gol. Jură-te. Jură-te, bro. La modul cel mai serios. Ok, bine. Știi ce? Băgăm tot Brawl Ball. Îmi vreau revanșa și de data asta mă joc cu Brawl-ul meu favorit. Adică o să mă joc cu Squeak. De ce nu mă joc cu Brawl-ul meu? Că numai cu ăsta știu. Mă joc singur. Bratele, mă joc singur. Mă joc cu boții, de fapt. Aia zic, haide, măcar aici am șansă să câștig. Nu te cred că mă joc cu boții. Stați două secunde, că nu-i bine. Nu-i bine, stai. Stai așa. Mi-am dat seama, am ieșit de tot. Nu mai contează. Ok, bun. Aveți codul aici. XGNPSETK. Cine vrea să intre să joace alături de noi, aveți codul Acilia. Uai, toată lumea cu Feng aici. Seara faină, boss, mulțumim mult că ai fost alături de noi. Chiar înseamnă foarte, foarte mult, brother. Noi te așteptăm aici cu cel mai mare drag în fiecare seară la ora 8 cu câte un live. După cum deja v-ați obișnuit, în fiecare zi cu episoade, short-uri, episoadele la ora 12 în fiecare zi, short-urile în fiecare zi la ora 2 și live-urile în fiecare seară la ora 8. Poate vom începe să facem și noi live-uri puțin mai devreme. Nu știu dacă există posibilitatea, dar încerc. Poate ar trebui să încerc și eu măcar de 2-3 ori pe săptămână să fac live de la ora 6-7, ceva pe acolo. Cel puțin să încerc. Ok, bun. Hai să vedem acum dacă avem șanse. Uai, ce se joacă aici. Ok, hai că l-am luat din aer. Măcar atâta, măcar din aer l-am luat. Uite, Feng-ul ăla nebun. Hai că l-am luat și pe Feng. Bro, e altceva. Deci brawler-ul ăsta pentru mine e altceva. Ăsta e celest pentru mine. Dacă n-ar exista Best Gamer, ar fi și mai bine. De ce YouTube oprește comentariile? De motivul că ați încălcat ceva termen. Și atunci vi le oprește. Adică, na, dacă știi că n-ai încălcat absolut nimic, dă ticket la YouTube. Dar, na, n-ai ce face. Ok, ok, bine, e bine, e bine. Mamă, Fengul ăsta nebun. Ok. Aia zic. Bro, nu fix acum. Aia zic, hai, măcar atâta. Care este brawler-ul tău favorit? Squeak. Abia l-am luat și ăsta îmi place cel mai mult că nu am nevoie de prea mult creier să mă joc cu el. Nu știu, mi se pare că dă cel mai mult damage. Nu! Bravo, 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 bă, băieți. Aia zic, aia zic, aia zic, bravo. Hai că e bine, e bine, e bine, e bine. E ok, Andreea. La ora 8, noi oricum suntem live. Mult succes la dansuri de pe acum. Nu te cred. Hai că măcar l-am bubuit. Dar m-a luat și el pe mine, că de ce nu? Ar fi trebuit, de fapt, să mă iei. Ar fi fost și cazul. Zi, bagi muzica? Nu, n-am voie să bag alte melodii. Bag doar cele de la Epidemic Sound. Mamă, ce s-a jucat acolo. Hai, că totuși e meciul nostru. Dacă în 20 de secunde ei nu mai dau niciun gol, am câștigat noi. Dar dacă mai dăm noi un gol, suntem șmecheri atunci. Poate cine știe, dăm și noi un gol. Sper să nu dea ei, că văd că totuși ne pușează. Mamă, ce-a jucat-o aici, băieții. Toată lumea cu ultimata aia periculoasă. Bro, s-a jucat.
Mamă, hai bă, că e bine, o. Hai că mai dăm și noi încă meci așa și închidem și noi live-ul. Să-ți vomit în cereale. Pot juca acum cu tine, bro, dar nu... A, nu ești deloc, să înțeleg. Bro, n-am pe cine să dau afară. Habar n-am. Se că nu știu, Petru. Bănuiesc că tot Petru te cheamă, nu? Și văd că mai am un loc aici, să vedem. Ok, aștept puțin să văd dacă mai intră cineva. Ai de viață, mă. Ok, hai că intră băieții. Băgăm și noi meciul ăsta să vedem care e faza cu el. Nu pe muzica, fiindcă ți-e frică că îți iei copyright, este? Nu, am abonament la Epidemic Sound. De ce să nu pun muzica unde dau bani deja? Adică... Nu și are rost să pun din altă parte. Cât timp plătesc ca să pun muzica și sunetele de la Epidemic Sound. Ce faci, Chionel? Cum ești? Ok, mai sunt două persoane ce trebuie să dea ready. Hai că vă dau acum, când aproape închidem live-ul, dăm acum un skin pe chat. Vă dau acum în seara asta unul. Aia zic, hai că am luat Edgar-ul frumos, hai că am luat-o și pe BB frumos ori 2. Cred că le iau și pe Best Gamer, că am dat, ba nu, că am dat ultimata pe lângă, jură-te Best Gamer că te-ai ascuns. Hai că l-am luat de data asta. Adică pe chat, da, o să fie pe chat codul. Link-ul, skin-ul. Mă, Best Gamer, sper să nu mă nimerești. Uai, ce s-a dat acolo, bro? Zici că o dat cu hack, Bibi. Uai, ce s-a jucat aici? Bravo, bravo, e bine, e bine, e bine. Faci episoade pe 5M? Am postat episoade de 5M. Nu știu dacă o să mai fac episoade pe 5M. Nu știu dacă ți merită, e puțin costisitor. Mai ales fiind singur, nu. Mai degrabă faci live-uri. Bă, Edgar-ul, bă, cu hypercharge-ul. Hai că e bine, e bine, e bine. Ce faci, David, cum ești? Hai că e bine. Bro, dar ne cam țineți în bază, n-am să vă mint. Ne țineți bine rău în bază. Stai așa că vine și Edgar, e bineînțeles. Ce hartă, bro? Stai că nu înțeleg, adică, cum adică să bag hartă la... Mamă, și mai erau 9 secunde, bro, jură-te. Hai că nu cred că ne luăm bătaie, cel puțin sper să nu ne luăm prea mare bătaie. Dar ne încercăm norocul, au, 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 au. Bro, ce picior în gură mi-am luat, uite alea că lăsă întors ca să mai dai un picior în gură. Bă, băieți! Cam atâta cu acest live, mulțumesc tuturor celor ce ați fost alături de mine, noi ne auzim că de obicei în fiecare seară la ora 8 cu câte un live, dar stați așa, nu închidem încă până nu dau un skin pe chat, cine va fi norocos să prindă skin-ul, nici nu știu.
Aș da direct cuiva, dar știi ce, îl pun pe chat. Că totuși în seara asta au fost multe persoane alături de noi. N-am făcut like-urile astea ei, dar stați două secunde. Să dăm și noi skin-ul. Stați două secunde. Supercell Creators. Două secunde, stați așa. Ok. Ok, bun. Hai că vi-l dau acum un skin, vreau să-mi-l păstrez eu pe Sultan Carl. Deci un skin vreau eu să-l păstrez, din păcate. Nu am skin pe Sultan Carl. Știu că nu aveți nimic împotriva cu ăsta. Așa că în seara asta vom da un singur skin pe Sultan Carl. Așa că vă mulțumesc tuturor celor ce ați fost alături de mine în seara asta. Ne auzim în mâine seară la ora 8 cu un nou live. Poate mâine seară vom reuși să ne... facem obiectivul și să facem și noi like-urile ca să dăm mai multe skin-uri. În seara asta dăm un singur skin pe Sultan Carl. Deci, mâine seara la ora 8 aveți live nou. Mâine la ora 12 aveți episod. Mă gândesc, s-ar putea mâine în episodul mâine s-ar putea la ora 12 să aveți un cod acolo cu un skin gratis pe Brawl Stars, tot pe Sultan Carl, cel mai probabil. Așa că o să aveți un link acolo, cel mai probabil, nu știu sigur. Short-uri la ora 2 și în fiecare seară la ora 8 câte un live. Deci, acum dăm și noi skin-ul. Nu știu cine l-a primit, sper să se bucură de el. Vă mulțumesc tuturor celor ce ați fost alături de mine. Ne auzim ca de obicei în fiecare seară la ora 8 cu câte un live. Așa că toate cele bune, ciao, les, bye, bye. Seara faină, Sara, cu Chionel, cu Kyoto, cu Infinity, Teo, Ianis, Andrei, toată lumea care a fost alături de mine, toate cele bune, ciao, les, bye, bye. Seara faină, mult succes la școală!